mulțumesc domnului primar că a fost de acord cu propunerea noastră, că una e să vedeți slide-uri și pozii și alta e să vedeți ce facem noi. Toată ziua, cum spunea și Mihai, suntem cu dumneavoastră și aș vrea ca tot ce facem și unde mergem, dacă aveți întrebări, imediat să le puneți ca să vă putem lămuri cu cum funcționăm noi, cu ce greutăți avem, că nu e chiar tot noi. Dar nu ce organizați. Exact, bine, exact. Aici stai ucind după zi. Eu când am pus așa, să aveți ce Adi, Tino, treci până la direcție. Nostru este șeful de speciale la direcția operațională. Și o să ne explice cum funcționează ei. Asta e la ziua Apavital. Când mai târziu. Lasă. Dispecerul, de fapt, funcționează aici în sediul ăsta deocamdată. Vrem să mutăm într-o locație în bază unde o să mergem. E 24 din 24. 7 din 7, 365 de zile, deci pur și simplu... Ce vreau să vă spun, că tot ce e acolo, avem toți în telefon. Noi, eu nu pot comanda pompii de aici, că nici n-am vrut, mai unde dracu acasă ține. Dar ei pot comanda. Dar știu tot ce vreau, nivelii, ce pompii merg, scadă. Se intre printr-un robot ceva sau e direct răspunde dispecerul? Fiecare echipament, stație, obiectiv, are un tablou de comunicații conectat la... Nu, cred că nu, la ceva mă referi, pe call center, da. Call center, nu noi. În mod normal o să vă răspund Răzvan, o să vă prezinte call center. În mod normal sunt cel puțin doi operatori, unul poate la ori mai târzii, dar în mod normal dacă cei doi operatori sunt, care sunt minim acolo, sunt ocupați într-un robot. Și are un mesaj cu așteptare și... Nu-i chiar ca la bancă? Da. Sau la E1, unde... Una din indicatorii lor țintă este timpul ăsta de preluare a unui apel. Sigur că sunt situații când avem, dacă avem o avarie și sună foarte multă lume, apar foarte mult, n-au de unde să știi vecinii. Îl trimitem și prin SMS când la cine o prima apar și atunci nu prea mai sună, dacă știu. Putem comanda de la distanță pornire, oprire pompe, deschidere, închidere de bani, poate fi accesată de oriunde, atât din cât se cunosc userul și parola. În general și eu, în timpul liber, acasă îmi stă monitorul numai pe SCADA. Da, și... nu vă închipuiți că nici eu, nici domnul Toma nu facem manevri cu pompele, nu, nici jucăm așa ceva. Nu, sunt useri specifici care... Da, ai o vedere generală a achiriției? Sunt, dai că doar să vadă, dumnealor... Chirița ca sistem de automatizare. Chirița e stația noastră de tratare principală. Da, aici am doar o stație de pompare. Dar de graficile, de exemplu, pe creangrie? Da, pe orice dispozitiv din asta se pot face grafice. Asta e evoluția pe 24 de ore a unui debit instantaneu. Mai avem un proiect implementat acum 2 ani cu debitmetrie pe municipiul Iași, cu 25 de bitmetri sectorizare, ce ați întrebat, ca să știm, facem o balanță pe sectoare. Deci asta va trebui, cel puțin la nivelul Romanului, să constituie prioritate, neapărat să facem o sectorizare și să, în caz de ferea Dumnezeu, să mai întâmplă avarii, să nu mai oprim apa în tot orașul. Adică deci noi când am pe POS, acum am restructurat tot Iașul. Ideea noastră, orice cartier e legat din două magistrale, ca să nu mai lucrăm la repezeală, să facem lucrări de proastă calitate, închid bara care trebuie reparată și dau din altă parte cartierul. Chiar dacă presiunea, să spunem, mai scade, pentru că nu e echilibrat, dar nu lași fără apă. Numai când locală e o stradă, atunci închizi dintr-o parte în alta, stradă aia o închide. Da. Ce face? Da. La Roma nu prea se poate face ceva. Da, la Roma este un inelat. Bun.
Să știți că și Iașu are și inelar, dar pe laterale am de acum ramificat, că n-am cum pe, s-o extins enorm. Da. La noi cum a fost avarea anul trecut, a fost pe aducțiune. Știu, aia care e cu sala de, nu știu ce, lângă piață, pe acolo. Da, cu da. Parcare. O parcare, nu da. Sala. N-avea curte, avea pe aducțiune. Bun, ce acum ce, ce avantaj are Iașu, are dublă alimentare gândită perfect de... specialiștii de atunci și dinainte, vorbesc de revoluții și de administrativul nostru, treaba asta cu, avem și Plut și Timișești, la noi nu avem probleme, dacă avem avari pe Timișești, populația nu simte. Ce, ce mi se pare mie important aici, domnul primar, și pentru dumneavoastră, este că tot ce vedeți aici ca soft este deținut din noi, cumpărat din noi, un soft dezvoltat de o companie din, din Iași, pe care noi l-am cumpărat de inițial, cu foarte puțin bani comparativ cât costă un cost, îl dezvoltăm în casă, e nelimitat ca resurse, putem adăuga oricât la el, deci așa cum îl, îl vedeți, într-un fel o creație mai mult sau mai puțin proprie a dispeceratului împreună cu, cu IT-ul. De fapt, în 97, cred, 98, am început cu termoficarea, cu Erarom Telecom, cu gaze, cu Enel, Enel era. În primăria să facem un giz de stat comun. Dă-mi un pic, să vedem la și între timp am rămas mai noi. Noi am spus, tot privatizat, tot plecat. Și noi ne-am dezvoltat singuri. Exemplul ăsta e, e schematic, stația de la Hârlău. Tratare, sunt puține elemente care sunt transmise, dar schematic știm cum funcționează, ce funcționează, avem câțiva parametri și cam așa funcționează în momentul de față cele mai importante stații ale noastre. De Iași nu mai vorbesc, că Iași e de mult. Și sigur că cam așa ne-am dorit să le avem pe toate, dar sunt foarte multe. În momentul de față avem 31 de stații în, în exploatare, de epurare, din care astea sunt mai mari, Iași și cu celelalte 4, Târgu Podu, Hârlău, Lețcani, dar avem circa 16 stații de epurare mici, nepreluate, care, adică preluate, dar care nu, nu sunt în funcțiune, încă nu reușesc, nu, nu reușesc să ating, să ating parametri. Ca și activitate, cred că v-ați făcut o idee despre, despre, da. Despre, despre dispecerat. Ce mai e? Nu. Mai e ceva așa spectaculos? Da. Hai, dacă tot o să vă explici mai pe larg, tot așa este online. Dar aici ai ecranul mare și putem să... O să dai mai, mai mult de aici, să vadă. Deci, Geographic Information System e un software pe care, cum spunea domnul Toma, noi am început să-l creăm cu alți deținători de utilități. Ideea avea, era să facem la nivelul primăriei municipiului Iași, să concentrăm toate și când ia omul un certificat de urbanist sau să ia tot odată. Da. Din păcate s-au oprit, s-au terminat, au plecat toți. Noi l-am continuat atunci cu Universitatea de la Iași, cu domn profesor Gâlea, care a murit. Între timp am cumpărat alte softuri pe bani europeni, mult mai puternice, mai performante. Astăzi lucrăm pe ArcGIS, pe MapView. Toate sunt integrate cu, cu Google. Sunt date, vedeți, de... Deci până la nivel de racord, cămin de racord. Inclusiv desenii. De unde suntem noi acum? Inclusiv desene, schiții făcute de colegii noștri din decursul anilor, de exemplu. Și ce iarăși important este, nu că pot eu vedea pe telefon, că nu se strică nimeni ochii pe telefon cu asta, dar colegii mei din, din teren au tablete, niște tablete mai solide, mai, mai pentru lucru așa, pe care pot accesa, cum spunea Adi, portalul, și pot lua instantaneu date și dacă nu, nu au ceva, oricum pot comunica cu colegii de aici de la GIS și să afli foarte multe despre... De olea că mai jos spitalul Pagon. Exemplu, asta e cu apa, cu albastru. Când a fost, mai sus oleacă, când o cerut dimineața la 6 se crezi presiunea că a început să consumi, am oprit imediat pe oastei, Pagonul mai jos. Nu, mai jos, mai jos, ăla-i Pagonul. Da, oastei. Și de la oastei. Am oprit imediat vana de acolo și a ridicat presiunea ca să...
Asta e secțiunea de apă, cum spuneam, avem... Da, vedeți, deci el are mai multe variante, are apă, are canal, are zona metropolitană, Zemei, Timișești, Pașcani, Cuprut, tablete, ce vă spuneam, și Oneștiu, fiindcă noi Oneștiu ne-am apucat foarte serios. Atunci am luat planuri, am luat rețele, l-am și pus pe GIS un pic să vedem că deja ne făceam o idee cum ar trebui sectorizat, cum... Și l-am păstrat încă, că nu se știe niciodată. Da, nu se știe niciodată. Și același lucru se poate vedea și la canalizare, rețeaua de canalizare cu colectoare. La nivel de racorduri sunt schițe, sunt poze atașate. Nu ne-a arătat de o poză, de exemplu, dintr-un cămin sau o schemă hidraulică, dacă ai izometrică sau ce. Camerii de versoare, de exemplu, vedeți, aia pe bac lui, e o cameră de versoare acolo. Deci așa e gândit, avem două colectoare pe cele două splaiuri, cu vreo 15 camere de versoare și 5 stații de pompare, cam 25 de metri cu când bac lui mare, pompăm apa din canalizare peste dig în bac lui și când e mic, ridicăm stabil și se duce gravitațional la ploi care depășește 10 metri pe secundă, ca atât aduce stația noastră de curare. Canalizarea e unitară sau e... E unitară pe zona vechi. Și sisteme divizor. Tot ce am dezvoltat în zona metropolitană este cam tot ce a fost pe proiecte europene, pe zona rezidențială, case, e divizor. Deci ne creează mari probleme la ploi în stația de curare. Și apa meteor, cum o facturați? Nu se facturează. La noi apa... Populația la noi nu plătește apa meteorică. Plătește numai agenții economici plătesc și instituțiile publice. Deci din 2009, când am început delegarea cu Arsacis, asta a fost 100%. Acum, în mediul rural, încercăm să introducem un procent de 85%, că nu se racordează lumea, sau n-au fost de acord. Eu voiam, cine vrea să udi, să pun un contor pasant cu ciușmea, cu furtun. Sunt multe case în zona metropolitană. Noi nu avem consum la ce instalații au proiectat domnii primari pe acolo. Atunci, ca să-mi circule apa, mi se strică calitatea apei când stă prea mult în conductă. Dar, deocamdată, în prima fază, au aprobat 85%, urmând să vedem ulterior să mergem și pe ideea asta, cu tot pasant, sau voiam să facem vara paușal canalizare, ce este între octombrie și aprilie iarna, să fie vara paușal canalizare și apa cât e pe contor. Deja sunt multe... Și atunci nu mai costa nimic. Colegii de la comercial făcuse și deja un simulare. Cât de aici a ieșit 15%. Că atâta pierdeam noi dacă aplicam sistemul ăsta paușal. Și-a vreo 14% și eu zic, hai 15%. Sunt multe discuții în zona metropolitană unde oamenii și-au făcut multe case și Roman e un oraș prin definiție de case multe, cel puțin cât știu eu zona veche și ce s-au făcut jos în zona metropolitană și cetățenii udă mult vara, au peluze, au flori, au și ziceai, domnule, dar nu-mi convine că toată apa care a trecut, eu jumate am udat, numai jumate am folosit-o și de aici ne-a venit ideea cu contorul ăsta pasant la grădină pentru țară. Pentru rural, în special. Rural, da. Dar după cum vedeți, orașul Roman este aici la noi, pe hartă, că noi am venit, suntem foarte aproape la Sagnai, la noi, deja am avut și un proiect de investiții și bozienii sunt în discuții, am fost acum o lună la Bozieni, la Pâncești, acolo... La Bozieni, în cap, trebuia uitat la Deaconeanță. Păi, au ieșit, am impresia. Au ieșit. Cu dat hotărâri, din câte știu eu, domn director, avem hotărâri în care intrau la rândul nostru, nu? Păi nu avem hotărâri cu oricum. Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, să-l întreb puțin pe domnul director. Bun, deci pașii care ar fi? Noi, într-o primă etapă, ar trebui să facem o notificare către ADI Aqua, în care să ne exprimăm dorința de a părăsi ADI Aqua Neamț. Și o hotărâre de aderare la noi. Nu. Cel mai dificil, mai dat, pentru dumneavoastră este cum ieșiți din ADI. Păi, asta vă zic. Deci eu aș face cel mai, o solicitare către ADI Aqua. Să-mi spună condițiile care pot să... De aderat la noi e simplu după aia. Deci noi asta trebuie să deveniți independenți, cum ar veniți după aceea. Da. Discuția e în felul următor. Practic, să se materializeze ieșirea noastră, ar trebui fiecare UAT după aia să voteze în Consiliul Local ieșirea noastră, să-și actualizeze actul constitutiv și ce au de făcut.
Dar eu trebuie să aștept toată perioada asta sau pur și simplu din momentul în care eu mi-am exprimat opțiunea, e treaba lor mai departe? Puteți face în paralel. În paralel. Deci odată fac ieșirea de acolo și în primul rând, trebuie să fie continuu, cel puțin pe partea de exploatare. Nu pot rămâne oamenii fără apă. Da. Asta e clar. Da. Ideea e că ei vor trebui să vă trimită, bazat pe contractul de delegare, un calcul la ceea ce datorează municipiul roman în urma proiectelor europene. În discuțiile verbale care au fost, ei invoc plata întregii sume, ceea ce eu nu am fost de acord cu abordarea asta. Dar discuția am avut-o doar cu apa SERF, nu am avut-o cu ADI APA. Eu deci, mi se pare corect tot ce este cofinanțare. Da, da, aia e absolut acceptabil. Deci bunurile, domnul primar, doar dumneavoastră știți, bunurile sunt ale municipiului roman. Dar eu cred că vi le-au și dat. La noi, noi le-am dat la autorități. Da, le-am dat la Nu, dar n-au cum să rămână ale societății comerciale, așa cum tot ce am făcut noi pe fonduri europene, sute de milioane de euro, sute de milioane de lei, le-am transferat exact UAT-uri. Iar UAT-urile le transferă asociației. Da, nici n-am mai făcut farmacia cu cofinanțare. Singurul lucru pe care vi-l pot cere ei și care, cum spune domnul Tomaș, și toți suntem de acord, este că nu este corect ca cetățenii din Piatra Neamț să plătească cofinanțarea pentru cetățenii romanului. Asta aici e... Aici nu. Corect de acord. Și bagreat, cred, de toată lumea. Fără tot ceea ce înseamnă cofinanțarea pentru investițiile realizate. Dar ce se întâmplă? De exemplu, au mai fost luate mașini, au mai fost alea în mod normal, alea au fost date la primărie. De alea sunt ale dumneavoastră. Tot ce ai luat prin fonduri europene, prin programul ăla, sunt publici. Da. Singurul lucru care rămâne în discuții, noi am mai discutat, este dacă dânșii au făcut reinvestiții din surse proprii, ale operatorului în roman, în municipiul roman, pe teritoriul UAT roman, în ultimii ani. Și acele investiții care nu s-au amortizat încă. Partea neamortizată ar putea să da ca o... Deci asta trebuie, na, cu tot așa. Eu, din câte știu, nu s-au făcut. Deci noi facem cam 25 de milioane, 20, 25 depinde de an și cum avem cu licitații pe an din surse proprii, de lei, vezi. Bun, care durează un an, doi, durează până se finalizează, până faci proces, deci inclusiv acelea trebuie cu proces verbal de recepții, fiindcă de la data recepției se calculează amortisment, clădirile au 50 de ani, conductele au 30 de ani, 25, pompele au alt, deci toate cu acte făcut, nu... Așa pe vorbi. Iar revenind, astea sunt două lucruri care se pot face în paralel, notificarea către dumneavoastră și pe urmă, sigur că nu rămâne fără operare municipiul nicio zi, nicio oră măcar. De asta zic, aia trebuie e un transfer mai mult scriptic între... Acum depinde, domnul primar, depinde că dacă se ajunge la judecată, e complicat, durează. Nu, stați așa un pic. M-ați înțeles, e bun. Cea mai bună ar fi amiabilă, dar n-ai de unde să știi. E posibil să nu fie, dar eu spun altceva. Ok, se ajunge la instanță, dar la instanță se ajunge până pe partea de despăgubiri ceva. Pe partea de... Da, da. Dar și care... Aveți un contract. Voința, deci... Consiliul local este clar, e legi. Eu de asta zic, aia e suverană. Pe aia nu discutăm. În momentul în care, că ulterior ne judecăm un an, doi, trei, cinci, până la urmă, adică asupra sumei. Uitați-i, domnul Beneș aici, nici în contractul nostru, nici într-un contract în țară, nu există vreo clauză în care un UAT vrea să iasă și nu este lăsat să iasă. Deci nu există. Dacă un consiliu local și-a manifestat-o un act de dorință, de a pleca, conform contractului îți fac niște calcule și cu asta ba. Și invers, dacă intră la fel. O să vă spun, cert este că viitorul este al integrării. Da, sunt de acord. Eu când am fost în Olanda aveau 25 de operatori, acum mai au 9. S-a fost și prin anii 250. Deci este efectul ăsta de scară al costurilor din ce în ce mai mici, cu cât vin mai mult. Exact. E vorba de costurile de administrare a afacerii, nu costurile operaționale, care sunt cam la fel peste tot. Da, aveam un stil. Dar, de începând de la achiziții, personal, contabilitate, resurse umane,
calitate, laboratoare, toate astea când se fac pentru mai mult, mai clar puțin tip fiecare metru cub. Vorbeam de apa meteorică, a spus că o plătesc doar instituțiile publice și societățile comerciale. Da. La ce nivel, ce valoare are? Păi depinde, este o formulă care este la nivel național, da, de ANRSC, în care luăm de, avem contact cu meteorologia, ne dă ANMH, asta ne dă, așa ne dă cât s-a plouat și funcții de ce picarte funciară au fiecare, declară când facem contractul, câte partii construcție, câte partii de asta, de grădină. La grădină se contează 5% din ce plouă, că vine 95%, adică să duci în pământ, și 5% așa, și la construcții 95% cepii. Construcții vine la canalizare, 5% nu vine, să-i vapură, să... Am înțeles, și are și să faci automat calculul ăsta. Și are valoarea la prețul de canalizare. Da, la fel în toată țara. Nu are, dacă nu ajunge la epurare, noi avem tarif și de canalizare separat. De epurare separat și de canalizare epurare. Adunate dau. Gândiți-vă, dar dacă duc direct în râu undeva, atunci, cum e la Pașcani, au o zonă unde merge în Siret, acolo plătesc numai canalizare. Avem un client mare economic care e chiar lângă stația de epurare. Și la nu pot mai cu cel mai mare client al tarif de epurare, că el nu folosește canalizare. Noi și demersează acolo. V-am pregătit aici câteva slide-uri, să vedeți cum eram în 96, eram în 8 arii. Asta după revoluții, v-am mai spus, noi după 89 suntem prima societate cu jiu numărul 1 înființată după revoluții. Era Iașul principal și centrele comunale, cum era pe vremea comunismului, cu Plăgeni, Vercești, Țibănești, Răducăneni, Hârlău, Târgu Frumos, sigur, și cu podul Iloai. În 2003 am preluat 3 de aici, din zona metropolitană, și ajunsesem la 11. În 2004 am mai preluat 4, am ajuns la 15. 10 în 2005 am preluat și vedeți, am încercat să preluăm pe principiul contiguității, este acum Uniunea Europeană spune de asta, dar Constanța nu prea respectă. S-a făcut Sorel Multi cu Sorel Bonec și l-am preluat imediat. Da, tot ce a făcut Sorel Bonec pe malul Prutului am încercat. Pe urmă, 4 în 2006, 6 în 2007, 2 în 2008 și tot așa am ajuns astăzi, suntem la 67, cred că 69 între timp, ia uite, nu? Nu, da, la sfârșitul anului trecut, da, 77 am avut anul trecut la sfârșitul. Și cam asta e area noastră de operare acum. Și avem proiect acum pe Poim, avem ax în care dezvoltăm aici Sinești, Popești, Mădrujac, Țibana, urmează să fie preluată zona asta de aici, Dobrovăț, Schitu, Duca și mergem încoace spre Ișcheia, Scânteia cu axă, Cozmești, partea asta de Chilița, Covasna, noi am gândit proiectul nostru acum, păi, vedeți petele astea albe, sus acolo, la Tătăruș, Valea Seacă, Vânătoare, da. Aici, în centru, Heleșteni, Ruginoasa, cum îi spune, și Aicuza, și Copești, Sinești, Mădrujac, din coace o axă care plecăm din Iași până jos la Ciortești, și din Ciurea până jos la Scânteia. În 250 de kilometri numai din magistrale, pentru că noi acolo n-am dezvoltat, că n-avem surse de apă. Pur și simplu, și ducem apă, că noi avem excedent de apă în sistemul Iași-Timișești, și ducem apă din magistralele astea pe laterale. Deci asta e conducta veche de la Timișești, traseul vechi, și acum nu facem așa, adică reabilităm zona asta toată. Vedeți că ea e singură, dincolo e paralel. Dacă se strică una, noi avem aici două firii. Pe partea asta, pe aici ați venit dumneavoastră, pe la Strunga, da, ați trecut Siret. Pe aici venim cu și alimentăm toată zona asta. Și exact ce spunea... asta singură care e acolo, la Brăiești, Pățeleni, Dolgești, o reabilităm, adică o înlocuim acum, 28 de kilometri vrem să uit. Că ea are 110 ani și adevărul e, când avem o avare acolo și avem vreo 15 localități, 15 comuni, ne purtăm cu ea exact cum se poartă Bacău cu cea de la Poiana Uzului, de frică să nu... E ca un... Chiar acum două săptămâni am avut avarii pe ea. Că la lungimi mari, știți, apare fenomenul lovitor de berbec care îți creează avarii și mai mari. Uite, astea sunt zonele care nu avem apă. Conducta de la
Castelul de Apă, de la intersecție. Să vă așa, la să vă așa. Vă că noi, nu îi pus pe locul, nu? Nu, aia acolo avem, acum am păi mă locul. Acolo e să vă așa. Aici, în coace, asta vine reabilitat. Până la Brăiești, dar pe Roman. Pe Roman, pe Roman. De la Castel. Nu îi pusă că nu... A, nu, aia e distribuție. Interesant. Aia e distribuție. Domn, pe Gisul avem, dacă vă spunea. Dar acolo alimentăm Tămășeniu și luați, dați... Tămășeniu, acelor mital, el e rom sau nu mai știu. Domnul inginer, asta e doar o chestie de prezentare cu arii, ce am preluat și n-am preluat, așa și schematic. Dar pe Gisul am, dacă vreți, știu și până unde întreruptă. Că m-am uitat cu domnul Toma, când am fost la Roman, sunt vreo 200 de metri care trebuie refăcuți pe acolo, nu e mare lucru, dar... Pontul 325. Da, vremea regelui. Deci vine până aproape de municipiu roman. Da. Stația mea, dar acolo și case făcute pe lângă ea, pe acolo, nu știu. Da, și pe ea și pe lângă ea, cred că sunt. Dacă îmi permiteți o întrebare, până la urmă, romașcanii, dacă intră în apa vitală, beau apă din conducta de la Timișe sau din stația de captare de la Timișe? Din orice și situație, din funcție de cum e mai economică. Păi dumneavoastră e prin cădere, nu? Da. Dar nu-i tot timpul prin cădere, stați puțin, că nu-i tot timpul prin cădere. Pentru că noi, de exemplu, acum avem secetă mare la Timișe, trenul vechi are... Cât are? Ia, 0,45. 0,45, el are un metru. Când e, ar trebui să aibă un metru. Drenul nou are 1,50. Acum mergem cu pompa de la Mal Moldova, luăm apă de la podul de la Timișești. Avem o stație de tratare de 500 de litri pe secundă, 600 de litri pe secundă, 50 de milimetri cubi pe zi, în care suplimentăm când e secetă. Noi aducem spre Iași cele trei conducte plini tot timpul, că e apa mai bună din Moldova să o tratez decât apa din Prut, e mult mai complicat ca și proces și ne costă mai mult. Atunci, la Roman, dacă ajungem, vom vedea cât ne costă puțurile. Știu că vara aveți probleme? Nu mai aveți, nu știu, știam că odată aveați probleme, că când era Iedi, am făcut o conductă până la Pildești, de banii primăriei, pentru a suplimenta din Timișești. Conducta există, chiar de unde vine din Puțuri, de la Pildești, e contea de 400 de la conductă. Deci, aici nu. Vom face o... Tocmai am discutat acum o jumătate de oră. Ideea și întotdeauna am dorit să avem două surse. Nimic. Întotdeauna e foarte bine să ai două surse, să ai variantă la... să nu stai într-o singură sursă. Noi acum pilpuim, de exemplu, avem pentru reabilitarea stațiilor de la cordon, la Pildești. Pentru puțuri. Da, nu mai am avut la Timișești. Da. Noi avem 30 de puțuri la Zvoronești și Timișești. La fel luăm apă din pânza Moldovei, pentru că pânza drenurilor sau drenurile sunt alimentate nu din Moldova, ci din munți. La noi, dacă plouă acum, peste două luni, simt în dren. Și invers, dacă e secetă, eu mai am vreo două luni din ce. Și avem fosta conductă a agriculturii făcută de avicola lui Sac, înainte de Revoluție, 20 de puțuri la Verșeni, Miroslovești, și avem un fir de 40 de kilometri care merge de la Verșeni, Ciohorân, de fapt, până la tunel la Strunga, care la fel folosim pentru situații de secetă. La noi, când e secetă, ne costă mai mult, că pompăm, tratăm, când îi ploaie, avem un avantaj. Cam așa funcționăm. Și deci, sigur că e normal să prevaleze economicul, dar nu înseamnă că abandonăm. Uitați, acum, de exemplu, am plouat Gherești de un an jumătate, doi ani. Mergem cu puțurile de la Gherești și la 100 de kilometri de conducta de Timișești. Nu știu cine a proiectat, din unde a cerut apă de la noi și au făcut încă 7 puțuri acolo, dar nu strică până la urmă. Și 7 km de aducine au făcut de la Mal Moldova până la rezervoarele sunt lângă Tescane. Tescane acolo. Da, da. Da, 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 asta e, da. Da, ca principiu vom încerca să avem două surse și pentru Roman cu siguranță, dar urmează o etapă după celele juridice de care vorbește domnul primar și pe care îl interesează domnul primar mult și sigur și pe noi. Urmează și o etapă de analiză din punct de vedere tehnic și noi trebuie să... Păi da, vedeți că la Onești... Colegii dumneavoastră au... Noi deja am gândisem cum facem la Onești. Acolo erau anomalii. Vineau cu apa, aveau 8 atmosfere în oraș ca să dă la blocurile turn. Și aveau 9 blocuri. În loc să facă alea
Dar nu mai. Deci, urmează, și aici va trebui, cum spune, sectorizare, trebuie văzut, vedem unii pierdem mai mult ca să schimbăm rețele mai repede. Stau banii europeni, că s-ar putea să dureze 5 ani. De obicei, în zona de case n-ai nevoie. Două atmosfere sunt mai mult decât suficient. Sunt case... Numai că noi le repompăm, la rândul repompării. Probabil, trebuie să avem și un rezervor, trebuie să căutăm o cotă dominantă, trebuie să... Urmează o etapă de analiză. Dumneavoastră cum faceți? Luați din puțul rezervor și iar pompați? Face din Pildești, dăm un două repompări de acolo iar pompăm. Așa e. Totuși, eu văd... consumare din repede. Partea de jos, dinspre Siret, presiunea mea de la Timișești, știi, de patru atmosferă. Deci acolo nici ar trebui să mai... Zona aia de case, de pe... Mai ales în vremurile se situații, ploiați, e păcat acolo să mai folosesc. În fine, asta dar asta e de acum detalii. Sunt chestii tehnice. Da. Cam asta e așa despre dispecerat, nu știu ce altceva, doar să vă faceți o idee cam la ce nivel tehnic suntem și unde încercăm să ținem serviciul ăsta. Spunea domn director cu două surse că e foarte important și noi avem situația cum a fost în acum vreo lună, două, când aveam surplus mare de apă de pe Timișești și ajungeam... Dacă de Paște ai dat drumul la Goli. Că trebuia să ținem presiuni în zona joasă, dinspre Chirița, dinspre Prut, că era consum mare. Sunt zile când mergem până la Grozești cu apă de Timișești, sâmbătă, duminica, când nu lucrează, școli sau universități. Dar când e consum mare, trebuie să suplimentezi pentru presiuni de scare, că Timișești vine dinspre Târgu Pașcani, dinspre Târgu. Da. Și grosul nostru, decât mai este în partea la o sursă cum ar fi Chirița, când am așa, ajungem la să dau drumul la descărcare, că nu-i bine nici să opresc a doua sursă, că durata de repornire e o leacă mai... Stația Chirița produce 100 de milimetri cu pizi proiectată și noi o ținem câteodată în funcțiune numai minim 7000 ca să poată funcționa. Asta odată pentru că nu știu când am avare pe Timișești și trebuie să o amorțez în 24 de ore și atunci rămâne orașul fără apă. Al doilea, cred că avem zilnic elevi, studenți care vin să vadă stația, cum să le arăt oprită. Da. Și atunci circulă la nivel minim. Da, cu ea putem ține, deci numai cu stația de tratare Chirița și cu rezerva acumulată în rezervoare în caz de avare pe Timișești până la 48 de ori tot orașul, bineînțeles la presiuni de avarii, doar deci, cu stația Chirița și cu... Deci v-am spus că producem, putem produce 100 de milimetri cubi, iar noi introducem în sistemul media în oraș cam 90 de mii, în zona metropolitană. Da, în zona metropolitană. 90 de mii, din care cam 70 vindem. Deci 90 de mii. Deci aproape Timișeștiul... Faci față. Îl dau pe, numai pe traseu. Pe traseu, da, aș putea, dacă folosesc din Prut sau... Da. Dar noi avem și un lac, Chirița, de 4 milioane de metri cubi, în care avem o rezervă, o independență, dacă Prutul ar fi poluat, să spunem... Da, putem sta opriți cu pompoarele la Prut, fără nicio problemă cu apa din lac. Ba mai mult, am avut un grant olandez, avem la Pod Moldova și la Prut, la Țuțora, asta este aducțiunea. Avem niște alarmă pentru poluare biologică, făcută cu... și ne transmite. Au pus niște gângănii acolo care sunt sensibili la... anumite de asta, biologică, la poluare biologică și acelea se agită. Senzorii ne transmit că ceva nu e în regulă. Și atunci noi oprim imediat pomparea, vedem ce sunt la apele românii cu... Avem, cum vă spun, eu când știu că lucram pe ozalit, prin plan și de alea pe... Mi-a fost proiectat în 16 ani, ce avem acum, e cam ce vedeam pe afară, când ziceam și ziceam, aveți și noi vreodată. Da, le zic să mergem, Mihai, fie dacă măcar și câștigă. Păi, haidem să mergem la call center aici, acum aveți că să... Comunicațional la unității. Imaginați-vă că în 2005, toată lumea din unitatea asta răspundea la telefoane, toată lumea primea petiții, toți făceau atât parte de relații cu publicul, cât și problemele lor curente. Eu însumi, la vremea respectivă, mi-am aduc aminte cu jale, cum făceam și contracte, unde, bineînțeles, necesită o leacă de atenție și trebuia să am și contact cu clientul. E foarte dificil, având în vedere că
resursele psihice sunt limitate pe parcursul unei zile. Nu poți stai cu 50-60 de persoane, mai ales încărcate negativ, să rezolvi probleme și să stai concentrat și pe calcule. Drept urmare, am luat o decizie să îmbustăm modalitățile de a intra în contact clientul cu noi și le-am canalizat prin intermediul unui nu call center, ci centru de contact, i-am spus noi, pentru că nu întâlnești exact condițiile unui call center. Call center are niște chestii predefinite, diversitatea relațiilor care le avem cu clienții este foarte mare, nu se încadrează pe tipologia de call center. Centru de contact, de ce centru de contact? Numai prin intermediul acestei entități se realizează contactul clientului cu noi. Este structurat pe 4 niveluri. Un nivel este cel telefonic, am să intru și am să dezvolt ulterior. Al doilea nivel este cel prin intermediul ghișeului. Ghișeul se rezumă sau contactul direct cu persoana se rezumă la depunerea de documentație. Asta însemnând că poate cineva doar să fie asistat, consiliat ca să depună o cerere pentru un contract sau pentru un aviz, pentru un branșament. Restul problemelor legate de reclamații se realizează pe alte canale. Unul din canale este, am pus la dispoziție jos câteva telefoane și dacă accidental a ajuns persoana aici și vrea să facă o reclamație, poate să suni, ridică receptorul direct în call center. Nici nu mai trebuie să suni, legătura se face automat. Sau dacă dorește să adreseze o reclamație, am multiple alte modalități. Partea de petiții, inclusiv pe partea de mail. Bineînțeles, mail, site, Facebook și mail sunt din ce în ce mai căutate, se pare. Al treilea nivel este cel prin audienții. Audiențele au o caracteristică, spre deosebire de alți ani. În primul rând s-au creat numeric, semn că lucrurile se mișcă într-o direcție așteptată de către consumator. S-au diversificat pe director, rolul având o reorganizare petrecută acum 2 ani de zile, înainte ținea numai directorul general audiențele, acum ele sunt repartizate la nivelul directorilor de resort, care rezolvă problemele caracteristice fiecărui domeniu. În momentul în care cetățeanul nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă în audiență, la directorul de resort, atunci se poate scrie la directorul general, dar având la momentul ăla toate datele referitoare la acea problemă. Al treilea nivel este cel, al patrulea nivel este cel petiționar, cel înscris, care se rezolvă tot la nivelul acestei entități. Ele sunt numeric destul de mult, sunt circa 2000, dar pentru un număr de 400, peste 450.000 de locuitori, 2000 de petiții, 2000 de reclamații nu sunt o mare problemă. Ele sunt gestionate aici nu ca răspuns, ca să le dea colegii de aici, cât să urmărește traseul lor, felul cum să răspunde, să urmăresc termenele, este atenționat compartimentul care se află la limita unui termen, tocmai pentru a nu ajunge să depășim niște indicatori din contractul de delegare sau din indicatori legali, de văzut în regulament. Să revenim acum la call center. Call center, partea de telefonie. Nivelul contactelor la nivelul unui an a ajuns în momentul de față la aproape 150.000 de contacte. Mai precis 143.000 am avut în 2017. Preponderente, aproximativ 80%, deci 104.000, 105.000, dacă nu mă înșel, sunt prin intermediul telefonului. Din acestea, bineînțeles, există o catalogare a lor mult mai divers, mult mai... Adică știm, în momentul de față știm că avem aproape 30% din contacte cu autocitire. Deci sună persoana, vrea să-și comunice citirea pentru a nu se lăsa pe un sistem de facturare arbitrar. El este prevăzut în contract. Și una citită de realitate. Da? Dar cine sunt persoane care nu agrează acest sistem și atunci le oferim posibilitatea să-și comunice singur indexul și atunci au garanția că se facturează exact ceea ce doresc. Deci e un 30%, un număr destul de mare, destul de important. De altfel, ne aflăm în faza de schimbare a centralei, iar centrala nouă care se montează zilele astea chiar o să ne asigure automatizarea inclusiv a acestui tip de serviciu, deci primirea
autocitire. Nu știi, cum, printr-o modalitate, ai codul client, l-ai tastat, îți tastezi indexul și automat ajungi la direcția comercială, care ulterior va asigura verificarea, validarea și emiterea facturii conform unor date de tine. Nu. Eliminând în acest fel factorul de eroare umană. Cam pe ce se bazează tipul ăsta de contact? În primul rând, o aplicație informatică integrată. Este aplicația pe care noi ținem și salariile, ținem și contabilitatea, ținem și facturarea, problemele de resurse umane, probleme comerciale, probleme tehnice, situații de lucrări. Deci, acea aplicație care e destul de costisitoare, cuprinde toate sferele de activitate. Aceasta garantând că poți să folosești o bază de date de la un alt compartiment, dacă cineva îmi sună, de exemplu, și vrea niște date despre factură, accesez baza de date a comercialului. În baza lor de date regăsesc toate elementele care îmi trebuie ca să pot să-i răspund și să lămuresc omul ce se întâmplă cu factura lui. De ce e mai mare, de ce e mai mic, dacă are eventuale contestații. Bineînțeles, activitatea operatorilor trebuie să fie gestionată corespunzător. Se înregistrează cu atenționarea clientului, se înregistrează convorbirea, tocmai pentru că la un moment dat poate demonstra o probă că ceea ce s-a discutat a fost corect din partea operatorului sau, dacă a greșit, bineînțeles, își atrage asupra lui anumite rigori. Și clienți care nu sunt chiar ok și eu le-am spus că dacă jură sau închid imediat, nu intră în... În polemică. Și atunci noi putem dobri, dar nu recunoaște. Bun, asta bănuiesc că dacă discutăm și pe partea de contractare și pe partea de autocitirii index, clar reprezintă și aia propriu. Păi dumneata mi-ai comunicat. Nu, dar sunt mai ales probleme când avem o arii mai mari de oprită. Da, atunci sigur că vii acasă și zici. Da. Mată când am primit eu, că ea mare portă, asta e, n-ai ce face, sunt oameni și oameni. Dar colegii mei au obligația asta, dar nu intră în acum suntem în faza de implementare a GDPR-ului și între 3 și 6 luni am optat ca să le... 3 sau 6 luni, deoarece aștept măcar o factură sau două să apară. În eventualitatea în care o contestă cineva, trebuie totuși, dacă am șters-o, după aceea nu mai pot să probez. Ies din termenii contractului și devin vulnerabil. Ce aș putea să vă mai spun important? Deci ele sunt înregistrate, există softuri care numără apelurile, le gestionează, nu spune cât a sunat pe fiecare post, pe fiecare cod de operator, ei când intră la servici, se loghează cu un cod. Au un cod de 4 cifre, caracteristic numai lui, și știu cine a vorbit în permanență cu clientul X. Toate datele care sunt adunate de la client care sună cu o anumită problemă sunt înregistrate în baza de date, existând un istoric, astfel încât dacă mă sună peste 5 luni de zile cineva, îmi apare imediat în față și văd că am mai fost contactat de 5 ori și cam care sunt tipurile de probleme. Într-o negociere interumană are foarte mare importanță chestia asta, pentru că tu deja știi cam ce tip de problemă îl frământă pe om. Adică dacă a avut ceva cu repetiții, cu siguranță va trebui să fii foarte atent că tipul ăla de problemă îl irită, nu altceva. Știți foarte bine, peste tot, sunt reclamanții de meserie, sunt care, în momentul în care o chestie minoră pentru alții deranjează, ajunge până la președinție. Nu sunt singulare lucrurile astea, dar ele gestionate corespunzător, cu calm, ajung să fie rezolvate fără niciun fel de avare din partea noastră. Am niște timp, niște indicatori ca să pot gestiona mai bine activitatea colegilor mei. De exemplu, avem în momentul de față circa 7% din clienți care pierd apelul. Uneori sunt perioade lungi timp în care nu se vorbește, pentru că nu sună nimeni. Alteori sunt perioade în care se concentrează, perioadă scurtă de timp, un număr mare de apeluri. Depășești capacitatea de preluare a colegilor mei și atunci apare acele pierderi.
Vom rezolva și problema asta după ce avem implementată centrala. Noi am căutat să fie cu funcții de autoricol, asta însemnând că după ce, dacă n-a prins, a pierdut un apel, el rămâne în memoria centralii și primul operator care se eliberează îl va suna automat centrala pe cel care ne-a apelat și se va prelua problema. Deci nu va dispărea indicatorul ăsta, o să trebuia să caut alți indicatori. Avem un număr mediu de minute, circa 2 minute durează o convorbire, ca mediu, sunt convorbiri, 15 minute sunt convorbiri de câteva secunde. Operatorii care sunt funcționari, colegii mei care lucrează aici, iau titulatura de funcționar de relații clienți. Sunt 8 la număr pentru ghișeu, 3 persoane jos care primesc documentații, restul încă 5 persoane care asigură partea de telefonie și partea de petiții. Pentru o gestionare mai eficientă am un coleg care s-a ocupat de partea de petiții ca identificarea timpilor, preîntâmpinarea depășirilor. În schimb, toți ceilalți, dacă ajunge și o adresă la noi, caracter general, să dă răspuns. Avem completate informații de care le dăm aici prin multiple alte metode. Suntem în secolul informației, nu poate să lipsească pagina de web, unde, dacă o să vă uitați, o să regăsiți îndeplinirea oricărui punct din 544, poate mai mult decât atât. O sumedenie de facilități legate de plată, de modalități cum ajung facturile la clienți, de felul cum sunt anunțați. De exemplu, când am anunțat, când am emis factura, cei care optează pentru tipul ăsta de comunicare poate primi un SMS și se duce factura pe o adresă de mail dacă nu furnizat. Există posibilitatea să-și creeze un cont pe site-ul nostru, pe portalul nostru și va putea să-și acceseze în orice moment orice tip de informații. Istoric de consum, factura curentă, ce s-a plătit, ce nu s-a plătit, ce este cu restant. Plata facturii, aveți posibilitatea să le plată online, să le redirecționezi? Sigur, prin intermediul site-ului, odată ce ai creat un cont, poți să-ți achizi online. Am încercat să acoperim cât mai mult modalități. Da, da, probabil la cele automate, dar e interesant și asta, dacă creând un cont, am acces la mine și pot să fac plata. Ne-am mai stat pe multiplicarea metodelor de a ajunge factura la client, cât și pe partea de încasare. Dacă înainte aveam câteva zeci de caserii, se pare că viața te împinge până la urmă spre alte metode. Ne-am multiplicat aceste caserii, vă pot spune așa, numai BRD-ul are vreo 200 și ceva de agenții în județ care practic sunt caserii, pentru că oricine se duce cu factura poate plăti. Am societățile specializate, gen Paypoint, Payzone, care au și ei la rândul lor câteva sute de magazine. Am 80% prin Paypoint sau Payzone. Da, deci au căpătat o detentă foarte mare. Am BRD-ul, care v-am spus așa, mai sunt o serie de bănci, dar să zic un trafic relativ mai mic, astfel încât am ajuns în momentul de față să mai avem 7 caserii, chiar de luna asta au rămas 6. Și se pare că numărul lor se va reduce, nu merită până la urmă păstrate decât... Deci nu vin oameni să plătească la caserii, am refuzat noi. Da, diversificându-se modalitățile, atunci clar, pe cale de consecință, nu mai justifică activitatea. Da, bineînțeles, sunt anumite tipuri de plăți care trebuie procesate totuși la o caserie centrală, genul de plăți cum sunt pentru avizi, pentru diverse sume variabile care se facturează, cum e pentru racorduri și... A, deci aveți echipă care lucrează și... Era zona metropolitană, restul avea în firme. Am sens. Împreună cu primării, avem una, două firme și negociază clientul. Câte e prețul, noi verificăm calitate. Din omul nostru din zonă. Da. Tot fiind acum și văd deschiderea asta spre tehnologii noi, aveți și vreo aplicație din asta de online pentru telefoane, pentru tablete, dacă cineva observă o avarie undeva, numai cât dă... Zilele acestea am semnat contractul, vom reface site-ul, pentru că el are o vechime de aproape 10 ani, tinde să devină depășit din punct de vedere tehnic și tehnologic.
În aproximativ o lună vom avea la dispoziție și aplicația responsive pe site, pe smart. Da, primăria Iași are o aplicație de genul ăsta pentru avarii și pentru... Da, pe asta zic că probabil primim. Cred că au alert, nu știu cum. Da, au, nu numai, pe orice domeniu. Am înțeles. Da, da, pe, nu, și noi la fel lucrăm în perioada asta și vrem și noi să luăm o aplicație din asta. Lipsești un capac sau... Da, așa, da. Geapa undeva. Te ajută. Păi de asta zic că mai ales acum toată lumea cu telefoane moderne, smartphone, dar imediat... Multe, nu știu să-l dar multe sunt și pentru că ne anunță tu avarii clientul. Da, da, păi inclusiv chestia asta. Da. Adică, tu, dar ne anunță prin call center, că acum la noi lumea știe repede, 969 și... Am înțeles, e ok și call center-ul, dar aplicația asta ajută și mai degrevează, sigur, degrevează din activitatea de aici. Dar ajungi tot aici, într-un fel sau altul, da, în canal sau altul, tot am aici. Am înțeles, dar una e să suni 30 de oameni... Orice corespondență cazul... avem, că-i telefonică, că-i pe hârtie, că-i pe e-mail, pe toate, la noi se înregistrează. Am înțeles, sau, da, dar spun că una e să suni 30 de oameni odată și alta e să dea pe aplicație. Da. Da, așa e. După cum a început discuția alături, în sala albastră, noi am preluat, practic, din sarcina dispeceratului tot ce reprezintă contact cu cetățeanul. De ce? Până la urmă, colegii mei sunt specializați în așa ceva. Știu să vorbească, știu să discute. Accentul pune pe felul cum interacționăm cu omul. Pe când ceilalți colegii sunt foarte buni la ceea ce fac, într-adevăr, pentru că avea 2-3 telefoane, le transmitem acolo de la 10. Da, tot. Am înțeles, da, dar asta am înțeles. Pentru că nu ai ce vreau. Da. Dar când avem o situație de criză, aducem mai mulți oameni pentru a răspunde la telefoane. Vin multe telefoane, dar nu vreau ca să nu iau. Sau mai ține Răzvan mai mult 2-3 noaptea când sunt mai... Când sunt obligatoriu, trebuie suplimentat cu personal ca să nu am probleme ca să nu înțeleagă oameni. Deci ai zis toată are de operare sub telefon? Da. Se preia, că probabil asta vă interesează, se preiau prin call center, inclusiv ce se reclamă sau ce se sesizează și la Pașcani. Da, da, păi, îmi imaginez că e la nivel de companie. Deci se preiau... Dacă nu reușește să ia legătura, așa dacă e o problemă importantă, sigur. Dacă nu poate operatorul să răspunde la o problemă, se documentează și răspunde în sună problematică. Este împărțit în două segmente mari. Un segment de partea de facturare, e exact 50% din problematica pentru care sună oamenii și 50% se referă la probleme operaționale, disfuncționalități, lipsa apă, pierderi, lipsuri, presiune. Bineînțeles că o persoană de aici nu are capacitatea de a ști toate aceste lucruri. N-ai cum, omenești. E o diversitate de activități în cadrul Apavital. În momentul l-am introdus, l-am preluat, se dă și un număr de înregistrare și se asigură persoana respectivă că problema lui va ajunge unde trebuie, adică la personalul de specialitate. Prin intermediul, dacă vreți să vedeți cum ți-o să vă uitați, prin intermediul unor bari de aici, dacă respectivul a anunțat ceva, dau aici, la ZMI, deci secțiile care asigură reparare. Va ajunge obligatoriu prin intermediul acestui program de integrare, v-am spus, ajunge la colegii la echipa care trebuie să în primul instanță tabletele alea sau două, la zona metropolitană, care în bază unde o să mergem, acolo are un dispecer al lui care preia tot ce vine și de la... Și el își repartizează lucrurile. Colegii mei care merg în oraș și văd ceva, sunt direct acolo. Vine ce transmite de aici toate. Da, acestea nu se închid decât în momentul în care ei îmi comunică din teren că s-a rezolvat problema. Bineînțeles, dacă comunică că s-a rezolvat, eu am închis-o și se revine pe ea, e o problemă pentru el și atunci iarăși mai au niște măsuri. Toate fluxurile importante de activități sunt procedurale.
Deci dacă îmi vine un angajat nou, o citit procedura respectivă și ce are de făcut, îi se dă în foarte mare detaliu cum anume trebuie să procedeze în anumite situații. De exemplu, o situație de pierdere anunțată de către cineva are un circuit, are o trasabilitate a acțiunilor care trebuie făcute de către noi sau de către ceilalți colegi din unitate pentru a rezolva tipul respectiv de problemă. Pe cine anunță, cine are sarcina să facă constatarea, sumedenie de amănunte din astea și cum se face mediatizarea, cum se diseminează informația. Dacă nu aveți nici control care e... Ia de la Adam și Eva și... Prin intermediul SMS senderului anunțăm, chiar dacă avem o avarie care durează la... Deci cei mai mult de 3 ori e obligatoriu să anunț, începe să-l anunțăm pe client, presă, comunicat, Facebook... SMS. Și ajungem la SMS dacă are, bineînțeles, un număr telefon valid dat la... Cu protecția datelor, asta e mai complicat. Da, da, da. Să punem mare accent pe... informarea utilizatorului cât mai în detaliu, pentru că altfel nu umpli call center-ul sau centrul de contact, nu umpli de telefoane. Și risc să pierd oamenii, să devină nervos, să fie nemulțumit. Iar public sau, mă rog, în speță primăria, dacă vrea să semnalezi ceva sau are o problemă, tot așa la doamnele respective sună, împreună cu... Nu, de obicei, dacă primarul sună pe mine sau pe Mihai, din trei cifre, dacă sunt director de acolo, îi sună pe noi. Da, 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 păi de asta, adică... Dar în general îi primesc, cum spunea domnul primar, prin alertul ăsta, au și bici, au de-astea de cartier, puncte de ale primării, unde bici, vin pensionare, că ce lasă tablele, vin acolo și se spune că aia nu-i bună, aia nu-i bună. Ce-i legat de apă, nici așa. Plus când dau la televizor, este o... în direct, care e de audiență în direct pe domnul primar, cei legate apă, a doua zi primesc un raport. Deci, în general, îi stinde de apă. 5-8 oameni se poate asigura până în 1 milion de locuri care îi alimentăm. În momentul față avem 400. Noi avem capacitate pentru a da apă la peste 1 milion de locuitori. Pe dacă am 200 mm cu cauze de producție, de asta vrem să dăm în Moldova. De-a lungul prutului, pe 200 km, noi avem rețele supra-dimensionate și, în partea elaltă, două, trei rânduri de sat, eu pot da apă fără nicio investiție, cât sunt traversat. Dar mă chinui de 4 ani. Și acum a rămas la domnule și la rândă, să fac un protocol, nu știu ce, un guvern. Mulțumim mult! Vă zic frumos, la revedere! Asta e, ce spune, cu obiectiv, cu Google, dă-ne copoul, să vedem cum... Da, acum așa. Dă-se. Primăria, tu ai avut grijă să o pui acolo. Da, ajunge așa. Vă rog, e primarul aici, nu apasem. De aici monitorizăm tot sistemul garmentare. Da. Am înțeles. Și deci aveți sectorizare, bănuiesc, pe cartiere. Pe cartiere, pe mai mult pe sisteme, pe cartiere mai puțin. Avem 5 zone de presiuni. Noi mai mult pe zone de presiuni, că e coordinat la 400. Avem 5 trepte de pompat. Și... Da, pe ea și... De asta, cum să vă spun, când am venit aici aveam 45% din costul energiei, acum mai avem 9%. Dar asta prin modernizare, pompii de... Da, corect. Avem anumite zone, de exemplu, zona Copou, începând de jos la fundații, până Breazul, încolo, care este alimentată doar din sursa la Timișești. Vine toată apa vine de la Timișești aici, intră la Păcurari, de la Păcurari o pompăm aici în Aurora, din Aurora o pompăm la noi, aici în curte, pe rezervorul aici, pe Mijlociu, de la Mijlociu mergem în Breazul și din Breazul în Rediu, undeva ar trebui să ducă mai sus. Și după, de la fiecare rezervor în jos, ea merge gravitațional.
Asta, așa ne-am organizat. Și sigur, sunt cartierele din zona de jos, din Baclui, care spunem noi zona joasă, din Chirița, care e aici, stai la cu Chirița, stația tratare Chirița, din Chirița pleacă spre Tomești, în partea aia tot, și toată zona de jos a Bahluiului se alimentează. Asta spunea domnul Toma, că sunt zile când vine Timișești atât de bine și vine din Timișești și urcă în Păcurat și în Aurora, reușim să ținem toată zona de jos a Bahluiului să ține din presiunea pur și simplu de la Timișești. Sigur că de aici, din Chirița, noi urcăm sus în Ciric, urcăm în aeroport, în Șorogari, aici unde am avut stații în Aroneanu, și de aici iarăși mergem pe sărării și ținem, dar ținem centru civic. Încercăm să optimizăm energetic, să nu pompăm aiurea 400 de metri și pe urmă să o pui reductor și să pierzi toată energia aia pur și simplu aiurea. Pentru practic informațională, tot astea sunt în oglindă permanent, noaptea și fac backup. Spune dacă ai un incendiu, dacă s-a întâmplat ceva, o căzut, să ai voi, să ai backup la noi. O grămadă de bani și de licenții. Da, ai dat voie să intru în serverii, domnul Jani? Astăzi e ce mai? Ai știut că avem un satir și ai zis, hai să îmi fac și pe asta, simt în linii. Aici ai partea de calitate, biroul, serviciu, analiză calitate. Relația cu ateurile, partea de resurse umane, ai grijă acolo să-i scăp. Laboratorul de analize. Vi la arătăm din colului aici. În Colare avem acuzată și în Sărugare avem acuzată. În Română, Hristos Sandia. Aici colegii mei primesc din Sărugare. Mai mult, dar azi nu știu de ce s-a așa puțin, dar nu mă interesează. Deci, doamna, ai pe apă, invers, pe canal și rămân ai pe apă. Deci, de... Dar ei culeg din teren și aduc aici și... Cum să vă spun, la canal încă mai avem, nu? La apă, mai avem branșamente. Pe Iași, da, pe Iași este apă, canal și în zona metropolitană, dar pe area de operare care este foarte mare, mai avem de lucru. Mai sunt. Încercăm să ținem pasul cu preluarele, dar... Greu cu preluările, da, sunt multe, multe planșe, trebuie să le ia, să le vectorizeze. 79, pentru că erau de UAT-uri, dar anul s-a mai luat vreo 5. Deci, de exemplu, 5 Dolhești, de exemplu, la Dolhești, câțiva kilometri de canalizare, 24 de stații de pompare. Da, 20 de kilometri, la apă și la canal. Toți ăștia trebuie puși metru cu metru, fetele vectorizează și le pun după... Atribute în spate, da. Tot ce este diametri, materiale. Ele pun diametri materiale, când dă o interogare să afli ce e acolo, îi scoate exact, din baza de date exact. Nu e... Da. Da. Și că el ajunge pe tableta. Aici avem depăs materiale de electrice. Dați-mi o veste bună. Bună ziua, dați-mi o veste bună. Bună, da? Bună ziua. Da. Cum e? Aici sunt mai material, numai astea e mărunt. Aici sunt electrice, numai electrice. Vă duc și la mufi, la, de exemplu, chei din tot felul de cifre. Tot ce ține de parte electrică mică e aici. Da, ținem legătura. Și până vine ori de azi pe mâine, ori de azi peste două zile, colega o pregătește și o găsește aici într-o cutie sau i-o dă prin... Așa semnează trebuie? Nu, păi semnează el, șeful de la formație, atâta tot. Nu, șeful de sector, șeful de zonă, oameni trebuie la toată lumea. Eu habar n-am ce bonuri iau, că ei trebuie să le justifice. Nu, directorul tehnic, nu. Nu, eu trebuie să stau să văd câte piulițe au luat el, arăta ce cost de topor are acolo, eu de asta am făcut carte, ca să văd câte cost de topor au luat el. Nu, dă și răspund și pur și simplu trebuie să justifice la terminarea lucrării, odată ce emite comanda, trebuie să știi pe ce punct de lucru emite, în ce zonă,
și trebuie să justifice, să vadă ce... Materialele băgate și... Exact. Da. Are normativ, are... Normativ, da. Faci toate din lucrări? Nu. Haideți să mai vedem și altul. Ăsta e depozitul de... Specific nou, cum ar veni. Fitic nou. Mufi, electrofuziune, de aici, de la... Da, da. Pur și simplu sunt organizate pe coduri de bare, pe colegii știu dacă tot așa de pe tabletă intră în cross și vede dacă îi trebuie o mufă de 110 cu reducții la nu știu ce, vede dacă are în magazin câte are, dacă sunt două, dacă nu sunt. În tot județul, dacă noi mai avem un magazin și la târgu. Totul intră. Dacă Duțu vede că azi a plecat ultima mufă din magazin, dar n-așteaptă la ultima. Trebuie să facă stocul minim. Stocul de siguranță. Dă comandă, da. Dă comandă și trebuie să aibă pe stoc neapărat un robinet. La noi, dacă cineva ia asta de aici, face bun și intre automat în sistemul. La contabilitate deja la trebuie. Nu a intrat în consum. Și cu toate astea, să știți că tot avem o dată pe an, măcar o situație în care, fiindcă nu știm în GIS tot, ne ducem și știm că e oțel de 250 și e oțel de 315 și tot nu avem o mufă sau... Da, suntem. Adică suntem... Bun, deci faceți inventar ocazionale. Sau mai faceți... Faci inventar la obligatoriu. Da, la obligatoriu, nu discutăm. Da, domnul primar, dar vedeți anomalia acestei țări. De exemplu, a venit ANAF-ul și a zis că vin în colegii de la Conalea, că aveam o problemă. Zice, am luat niște piese care nu erau în anexă. Păi, de unde să știu că se strică anul trecut, când am făcut planul de... Papu. A zis, nu, și ce trebuia să fac? Și a venit doamna inspector și ce trebuia să fac, doamnă? Păi trebuia să faceți o nouă licitație. Doamnă, dar durează două luni și nu dau apă două luni? Păi și nu-i problema noastră. Doamnă, nu mă spuneți că află unde stați și vă las două luni până blocul ăla, că spun, n-am piesă. Și mi-a dat amendă, mă judec și acum, că asta durează 5 ani, dar... Da. Păi zic că am luat, ieri am luat Ghereiești, de unde să știu eu ce e în pământ? Și am făcut anul trecut și l-am întrebat, cât am depășit, măi? Păi zic, tu erai, cât am depășit? Și că 100.000. Și cât a fost contractul? 5 milioane. Era 98, deci 98% am previzionat corect. În loc să mă laude, el îmi dă amendă. Aici voi ce faceți? Le primiți noi sau cele verificate, nu? Le primim cele care vin de pe teren și pleacă înapoi. Vin la spălat, vin cu buletin. De aici pleacă, vin de la spălat cu buletin meteorologic? Da. Vin și pleacă. Deci vin din teren. Deci voi vin din teren? Practic așa vin din teren. Așa. Apoi așa pleacă înapoi, cu buletin de verificare meteorologic. Da, asta e chiar. Făcut de dumneavoastră aici. Da. Dacă mergem acum, să vedeți cum se fac. Aici e partea din magazin, evident. Deci așa vin. La 7 ani acum se schimbă, așa vin de acolo, noi când sunt tot jumătate de ani înainte, începem să avem 80 și ceva de mii de conductori. Și nu punem tot un nou pic să spală, să mai partile, să dați de reparat, să repară, mă tare ceva de acolo. Avea. Ce e să scală? Ce alea sunt produsele brute și aici e produsul final. Da. Asta pleacă într-o mașină specială. Dacă îmi spune, după ce trec 5 ani, acum 7 ani, de când a fost montat apometru, se scoate, se locuiește automat, l-aduce aici, colegii îl verifică, îl testează, îl curăță, vede ce fel de uzură are, dacă are să-l repare, dacă nu sunt pur și simplu care schimbă, dacă... Sunt din coace, se calibrează din coace și după aceea merg la stand. Îi remontează, după care partea cealaltă avem standul metrologic. Standul e verificat, acreditat, colegii care au dat testul, metrologia au certificat la metrologic. Da, 2-5% toate apometrele. Orice client al nostru, dacă sunt cu verificarea de drept, de față să facă verificarea metrologică, este singurul. Mă dați ceva de aici, de calibrez? Da. Pastea mici. Da, aici se reglează de la 15 la 32. Bine. Le reglați, după aceea le trimiteți la stand. La laboratorul de verificare meteorologică. Avem două standuri, de până la 50 și de la 50 la 150. O să le vedeți, e gravimetric, e ultimul. Verificat de... Scumpul, da.
Pe partea de confecție. Noi ne facem toate piesele sigur. Nu prea merge. Tot sunt fi operațional, așa că nu o să justific. De fapt, cu asta am început aici. Partea asta era aia. Deci aici tot ce înseamnă confecții metalică, noi facem, nu contractăm cu nimeni. Asta e partea de atelier, de strungării, bobinajul. Aici facem bobinajul, că facem la parte. Da. Poftiți. Aici vrei facă până la 45, mai mult nu faceți. Nu, 46 de kilovați. Ocazional mai faceți. Nu pot izgrele și n-au și pormă sumeți, anulei, e mai complicat. Bobina. O zi frumoasă, spăr la treabă. Mulțumesc, mulțumesc multă. Strungul carusel era la cub, mai era un strung de ăsta și noi la diferit de celălalt strung, îl face pieți până la 1200. Piese mari. Problema e că nu mai găsesc om să lucreze. Asta e. Am pilea mitică care mi-a făcut un accident vascular, dar ușor. Asta l-am modernizat de ce? Era gravimetric, era volumetric. Face capascadic. Face capascadic, gravimetric. Am avut balanță. Și acolo tot gravimetric, toate. O vestie etalonată recent de INM, București. Asta e pentru că nu avem șanse de ridicăm din astea cu mii, da, de da, debitul nominal mai mare. Nu mai spus la băieții. Nu vă mai spun câte cursuri au făcut băieții până au pus până au... Ca să poți să-i faci omului și să-i dai certitudinea că nu-l păcălești nimeni și că... Da, plătești la Bacău și toți până că plătești ceea da. Ce consumi. Asta este, să iei niște buletini metrologi. Da, niște buletini. Și la ei vin aici ceea ce repara, se repara în corp. Acela vin aici, îi montează tot așa și emit buletinul și spune sunt care trec, sunt care nu trec. Sunt care nu trec după 7 ani sau după 10 ani de stat în instalații, nu trec. Și atunci nu e greu. Ați plecat să-l la... Da. Pe aici, haideți pe aici, poate și pe aici. Tot dumneavoastră, haideți pe Iosca acasă, lăsați pe Iosca acasă, să musa fi. Noi am făcut pasul în 2014, motivat de faptul că în 99 ne-am despărțit de Iași, o perioadă am funcționat, acumulasem foarte multe datorii și nu mai putem merge mai departe. Managementul lăsat de dorit
Și atunci am fost obligat să luăm această decizie. N-a fost simplu, a fost destul de complicat. În primul rând a fost complicat pentru că noi n-am avut o rezolvată problema contractelor. Aveam contracte individuale, dar nefuncționale. În ce sens? Deci aveam contracte individuale, dar toată infrastructura, distribuția era pe casa scării. Pe blocul, pe casa scării. Ulterior, am avut o perioadă de tranziție, am reușit să convingem oamenii că nu există altă soluție. Foarte mulți s-au rezolvat problema separând individual, făcând branșament individual, dar soluția, părerea mea, cea mai bună rămâne tot branșamentul pe la nivel de scară. Acolo, pe orizontal, exact. În rest, dacă dorim să facem investiții, noi nu puteam să mai facem. Și atunci am aderat la Arsacis, suntem prinși prin POIM cu 13 milioane de euro și probabil o să mai rămână și o să mai vină cu 1,2 milioane din redistribuire de economii. Avem rezolvat, deci pe programul FARE, avem rezolvat problema. Aveam o problemă de aducțiune și rezolvat aducțiunea și evorarea. Problemele care le avem la ora actuală cele mai grele sunt cu distribuția. Pierderile din sistem. Domnul primar, mai întâi vă mulțumesc tare mult că cu așa o notificare din timp scurt, că trebuie să recunosc, ieri v-am sunat prima dată. Vă mulțumesc că ne-ați primit. Vizita domnului primar și a delegației de la Roma este pur documentară, de a se documenta. Noi am fost la Roma, în Consiliul Local, am făcut o prezentare. Dumnealor au vrut să vadă cu ochii dumnealor. Iar ideea domnului primar, după ce povestisem de Pașcani, a fost să vină să vadă și să discute cu dumneavoastră față în față. Eu n-am ascuns niciodată problemele, dumneavoastră văd că le-a spus sincer, nu e un proces ușor, nu e simplu. Noi încercăm tot și dumneavoastră și noi să facem totul eficient, economic, pentru oameni, pentru toți oamenii, nu pentru doar pentru unii. Am avut mult sprijin din partea dumneavoastră și vă mulțumesc în continuare și din partea domnului Zanet. Și oricum nu mi-am luat dividendele de la Apavital, dar le aștept. Nici nu cred că o să le luam vreodată. Asta e vestea proastă, da? Peste ani eu sunt convins că unii o să trebuiască să vă recunoască. Poate sub alte forme. Unii o să trebuiască să vă recunoască, domnule, că asta este. Lăsând la o parte proiectele europene și eu i-am povestit domnului primar cu domnul director general Toma cum funcționăm, cum ne-am organizat aici, o să și mergem să vedem un pic birourile. Și asta eu n-am vrut decât să audă din partea dumneavoastră, unui edil responsabil, mai mult decât responsabil. Lucrurile nu sunt totdeauna roz, nu sunt totdeauna simple, nu sunt totdeauna ieftine, dar după mine contează buna intenții și realismul nostru, a dumneavoastră ca administrator a unui oraș, a nostru ca administrator în utilități publice. Așa că las pe domnul primar să vă pună orice altă întrebare, iar noi nu suntem... Doar câteva precizări mai fac. Ne-am asumat politic și chiar dacă ulterior unii au încercat să interpreteze și să folosească politic această decizie. Ne-am asumat-o politic, dar am gândit-o mai întâi și principal economic. Pentru că orice servicii aceste servicii trebuie privite din punct de vedere economic. Dacă o să le privim numai politic și merge și așa, odată crapa. Deci trebuie privite economic. Am găsit un management la această unitate, această instituție publică, cum nu cred că se numește în România. Deci a avea 1700-1800 de salariați împânziți pe un areal al unui județ și nu numai, nu-i simplu de gestionat. Dar datorită managementului pe care l-au implementat, atât privind personalul, cât și atragerea de fonduri,
ne-a făcut și ne-a dat încredere că vom putea face investiții și vom putea să performăm prin, cu acest serviciu, cu această unitate. Domnule primar, vă mulțumim în primul rând pentru timpul alocat și pentru faptul că ne-ați primit. Așa cum spunea și domnul director tehnic, noi suntem într-o vizită de documentare. Situația e oarecum diferită la Roman față de situația de la dumneavoastră, dar ne-a interesat foarte mult să vedem experiența unui municipiu care a trecut într-o entitate nouă. La Roman, vă spuneam, lucrurile sunt diferite prin prisma faptului că municipiul Roman face parte dintr-un ADI județean, e vorba de ADI Apa Neamț. Am beneficiat de fonduri europene undeva în jur la vreo 27 de milioane de euro, dacă mă știu bine aminte. Extindere rețele de canalizare plus extinderea și reabilitarea stației de epurare. E drept că acum, așa cum a spus și dumneavoastră, e important și factorul economic, pentru că e clar că odată ce venim către această companie, prețul este mai avantajos pentru populație. Și, desigur, ne dorim și servicii mai bune pe care să le oferim cetățenilor. Este obiectivul nostru primordial. Și eu cred că discutăm despre o companie sănătoasă și bazată pe niște principii sănătoase. Faptul că de 15 ani are același management, cred eu, spune multe, multe lucruri. Și avem încredere că va putea duce la îndeplinire misiunea pe care și-au asumat-o și să devină, cred eu, un lider important în regiune. E un pic diferită, vă spuneam, situația de la Roman, pentru că noi trebuie să vedem condițiile în care va trebui să părăsim ADI Aqua Neamț, beneficiind de aceste fonduri europene, probabil vor exista niște sume de bani pe care municipiul Roman să le suporte cu cofinanțarea și eventual investițiile realizate în ultimii ani de către companie din fondurile proprii în rețelele din municipiul Roman. Suntem prevăzuți și în master plan. Am purtat discuții și am înțeles că se poate transfera pentru că și noi avem cuprinse o serie de obiective pe care le dorim finanțate cu proiecte europene. Cel mai mult m-ar interesa să știu experiența dumneavoastră de preluare în cadrul Arsacis. Mai mult decât atât, să ne spuneți prin prisma faptului că nu e convenabilă facturarea individuală, pentru că una din problemele pe care o solicită romancanii este tocmai aceasta. Așa cum vin facturile la gaz, la lumină, vor să vină și facturile la apă de aceeași manieră. Pașii pe care i-am făcut noi la nivelul municipiului Roman, exceptând câteva blocuri, dar nu sunt foarte multe, am reușit să facem contorizări la fiecare scară. Foarte puține sunt blocurile care și-au făcut contorizare individuală și poate să beneficieze de fie de convenție, fie de facturare individuală. Însă, încetul cu încetul, cam acesta ar fi dezideratul meu. Însă, fără a trece prin probleme prin care am înțeles că a trecut dumneavoastră, prin desființarea acelor asociații de proprietari, care, deși aparent sunt foarte... Noi nici nu le-am avut funcționare. Nu le-ați asociații de locatari. De locatari. Nici nu le-am avut. Am înțeles. Noi le avem constituite la nivelul municipiului Roman. Avem undeva circa 83 de asociații de proprietari. Fie mai mari, fie mai mici la nivelul... sunt câteva care sunt constituite la nivelul unor blocuri. Marea majoritate sunt undeva cu între 350 și 500 de apartamente. Sunt constituite
cu personalitate juridică, la judecătorie, deci funcționează ok din punctul acesta de vedere. E drept că există o anumită percepție a unor cetățeni vis-a-vis de aceste asociații de proprietari, cărora nu le-ar găsi rostul. Din punctul meu de vedere, eu zic că trebuie să existe o formă de organizare a acestor proprietari, pentru că altfel nu se poate la nivelul unui condominiu. Sigur că fiecare e liber, până la urmă, să o facă de o dimensiune mai mare sau mai mică. Ține de opțiunea fiecărui proprietar, până la urmă, și a majorității proprietarilor. Însă, aici, sigur, probabil și datorită faptului că, fiind o companie doar la nivel local, îmi imaginez că și deschiderea, comunicarea sau deschiderea era total diferită față de o companie care are niște principii sănătoase. De aceea aș vrea să înțeleg totuși de ce nu este avantajoasă această formă de contorizare individuală, mai ales acest lucru determinând sau dând posibilitatea fie asociației de proprietari, fie companiei în speță, în situația în care cineva nu-ți plătește această alimentare cu apă, să existe posibilitatea doar de eliminarea acelui contor, fără a suferi ceilalți din contor. Este... Nu, de asta... Nu am spus că nu este ideală, din punctul meu de vedere, să fie contorizare individuală, dar pentru reducerea costurilor cu branșamentele individuale, se poate merge și la nivel de scară. La asta doream să mă refer. Aici avem toate tipurile. Da, în Pașcani avem chiar toate cele patru situații avem contoare din legea. Deci toate contoarele sunt duse jos și atunci este branșament individual ca la orice casă. Da. Dar asta, spune domnul primar, asta sunt costuri foarte mari. Bun. Avem pe casa scării cu distribuție pe orizontală, cu un contor la ușa fiecăruia, ca la gaz. Și asta, din punctul nostru de vedere, și așa are și acasă domnul Zanis, este cel mai... Ne închidere sub un metru cub. Și atunci face cu convenție, dar factură individuală. Da. Așa? Avem și cu... De legea voi acum chiar sub chiuvetă cu contorul, dar cu radio. Da. Transmisie radio. Da. Și avem și cu migrarea clasic pe asociație, pe acest scară, pe contor general, cu distribuția de către... De către persoană care distribuie desemnată. Neavând asociații de proprietari. Aici, fiecare au decis cum au vrut, nu aveau asociații, nu aveau... Mai este o chestie, domnul Toma, costurile de a face aceste separări. Pentru că diferă foarte mult de la un bloc la altul, de la vechimea lui, de la tipul direcțiile. Domnul Ricu, aici discutăm până la urmă de o proprietate privată. Că dacă ar fi fost undeva rețeaua publică, era în sarcina companiei. Da, noi am avut aici... A fost greu să-i lămurim. Trebuie să recunosc că am avut o deschidere către un parteneriat foarte bun cu AGCL-ul, cu o compania lor locală de termoficare. Ei s-au implicat și au făcut ei contra cost aceste modificări. Noi le-am acceptat termenii de grație, ei au acceptat și ei termenii de plată eșalonate de la locatari, adică... Noi am făcut o studiu că mi l-am luat, neavând asociația, am luat un reprezentant de scarul care a făcut contract. Pentru perioada asta de tranziție. Convenție cu... Am găsit forme să trecem. Acum au aproape toți asociații de proprietari, s-au uitat în tot normalitate. S-a modificat legea, însă care a permis aceste contracte individuale, că să știți, până în acum 2 ani nu era voi. Așa este. Și noi n-am mai putut să facem aici altfel decât... Dar e clar că investițiile care sunt pe casa scării sunt în sarcina proprietarului, da? Deci aici. Dar au găsit o formă, erau și firme private, dar și firma primăriei, care un preț mai bun decât celălalt. Și cu eșalonare, au acceptat plată în 3 luni, în 6 luni. De regie. De asta, momentan, nu avem nicio problemă cu... Vreau să vă spun, domnul primar, de exemplu, sunt 6.418 case aici, contoare individuale. Eu n-am avut nicio problemă, niciun moment la case. Da, bun, la case individuale. E vorba de condominii. Acum nu mai avem nici la blocuri. Să știți că pe măsură ce s-au format asociații, au pornit cu o scară, cu două, cu trei, au ajuns acum, nu dau nume că n-are rost, dar chiar unii din cei mai vehemenți adversarea noștri au ajuns să aibă această activitate ca obiect principal. Au
blocuri întregi, o, scări întregi. E o opțiune foarte bună și asta, adică cel puțin pentru proprietarii care nu doresc să mai realizeze lucrări în casă, să mai dea găuri, această posibilitate a comerțului cu telecitire. Exact. Așa asta e voie. Da. Și da, facturarea va fi tot individuală? Da. Individuală. Numai că aici avem o singură problemă pe care legea o prevede și pe care noi o impunem. Datorită faptului, ați văzut, aveam acele apometri de la Itron și cyborg-urile, dispozitivele de citire și de transmisie radio. Legea spune cetățenii sunt obligați să folosească ce obține, ce îi spune operatorul. Și noi avem acest model, ele nu sunt ieftine, bine, nu sunt ieftine de la niciun producător în general, dar sunt costuri mult mai mari. Pe urmă e mult mai ușor. Și poate să fie dezavantajul ăsta în casă. Deci contractul se face individual, dar tu citești contorul general și diferența se împarte între ei. Și atunci dacă se permite, dacă ei în continuare să mai fără între ei, că sunt. Ăsta fiind cu radio e ușor de granat, e ușor de... Toate apartamentele să-și pună astea cu radio. Noi nu încurajăm asta, că e și un cost. Știți, costă. Mai e o problemă, de exemplu, că aici ar trebui două apometri. Că sunt cei care au și la baie, au și la bucătărie. Da, și au și apă caldă, și au apă caldă. La Roma nu-i caz, eu fac, pentru că noi n-avem treabă cu termoficarea. La noi, de prin anul 2000 și un pic, toată lumea centrală de apartament. Nu mai există. Așa mare orașul fără? Da. Fără deloc central. Nu mai avem. Fiecare și-a făcut branșament individual. Le-ați dat o perioadă de... Nu, pur și simplu a venit natural. De undeva de prin anul 96-97 a existat această permisivitate. Cine avea resurse financiare pe casa scării? N-ați mai investit nimic în... Noi, absolut. Da. Și-au dispărut centralele. Da. Noi am fost într-un program cu Ploiești, cu Făgărașul, cu Potenița și am fost obligați. La noi, să spunem, e și avantaj și dezavantaj. Pentru administrația publică e un avantaj, clar că nu există o bătaie de cap prea mare. În schimb, din punctul de vedere a mediului, e clar că sunt probleme. Care avea unul din cele mai moderne. În păcate, apariția acestor centrale și distribuitori ăștia a dezechilibrat foarte mult sistemul. El era gândit, dacă era bine exploatat și economic, ar fi fost cel mai bun. Dar și a fost greșit. Din lipsă de fonduri, nu s-a prevăzut în el de recirculare apicală. Și pentru faptul că coloana, care deschidea primul, ultimul care trebuia să dorea apă caldă, vă dați seama, trebuia eliminat toată coloana și să ajungă apă caldă. Da. Deci dacă ar fi fost inel de recirculare pentru apă caldă, cred că poate să își făceau individual, dar nu cred că ajungeam la... Să avem acum 2000 și ceva, 3000 cât mai aproape 3000 din 8000. Și produce și disfuncționalități din punct de vedere tehnic regia. Dar viitorul este, după părerea mea, tot sistemul centralizat. Da. Da. Numai că cei care l-au păstrat e ok, numai sunt bune. La noi cel puțin, cred că în momentul de ăsta nu mai poate fi. Toată distribuția am avut o reabilitată. Automatizat tot. Da, e o altă situație. Ce mai voiam eu să mai întreb? Dacă se face acel branșament pe orizontală, da? Fiecare cu acometul la ușă, da? Mai e nevoie să fie cu telecitire contorul? Nu. Poate fi citește de la în același timp toate și să... Toate plus dar, adevăr, cel general. Într-adevăr, dacă e diferență, de exemplu, este o pierdere. S-a fost și nou reparat de 10 metri cub, ai așa un par la 20 de apartamente sau cât fiecare. Deci pe orizontală se încheie convenții, nu? Da. Convenție la contractul cu asociația, pe contorul general. Dar, în genere, dacă sunt bine făcute, nu sunt pierde. Și neînchiderea din toleranță e foarte mică. E și grija de a nu avea pierdere.
aici, că, până la urmă, interesul celor care, tocmai asta este. Eu fac, da, eu fac o investiție tocmai din dorința de a nu mai plăti pierderi. Exact, exact. Și nu, și nu mai depinde de altul că nu plătești. În situația în care nu plătești. Chiar și aici, chiar dacă e convenții, întreruperea este individuală. Da, am și recuperarea pe distanță, nu mai te afecțiază că ai factură. Deci, să înțeleg, va fi un apometru general, general pentru scară și ulterior celălalt la fiecare apartament, care la un dat a trebuit ca și cheie. Suma. Trebuie să dea celălalt acolo. Apometrelor de apartament trebuie să dea aproximativ aceeași cantitate de... Frustrarea dispare, această frustrare mare a celui care a plătit și de fapt nu are serviciu. De fapt, asta pentru cel mare pentru unul singur care poate n-a plătit. Da. Aici se rezolvă o mare problemă. Două obiective văd eu din perspectiva asta. Unul, clar, eliminarea pierderilor. Da? Deci, și a furtunilor între vecini. Păi, în momentul în care ai același apometru la toată lumea, cu aceeași clasă de precizie, nu mai poate exista. Când din casă e mai simplu de făcut... Fie din casă e mai simplu de făcut, fie în sensibilitatea, adică știu că la clasă de precizie ce? Da, deci alea nu mai merge nici cu metoda picurarea, nici cu nimic. Alea controlizează la 5 litri pe oră el se mișcă, deci nu are ce să mai... Deci e clar că obiectivul numărul 1 este tocmai aceasta, eliminarea pierderilor. Obiectivul numărul 2, dacă cineva nu plătește, nu depinde. Da. E ok. Deci e clar că și dumneavoastră, prin experiența faptului că nu ați avut asociații de proprietari, a reprezentat un mare dezavantaj. Și e clar, e imperios necesară. Deci era imposibil să comunici cu 8.000 de locatari. Și fără un mod cât de cât mic de organizare și în care să poți să relaționezi. Asta a fost greu. Și o formă de reprezentare. Și legea prevede, este legea asociațiilor da, de locatari. Da. Am găsit o formă de compromis și-a asumat răspunderea pe o perioadă limitată de timp, de un an, iar am mai prelungit-o, doi, și mai avem și acum reprezentanți care s-au angajat să citească, să gestioneze mai bine. Da. Dar și ei sunt în proces de obținerea autorizației. Da. Nu, e clar că fiind pe cale judecătorească, sunt niște proceduri și niște lucruri care trebuie să îndeplinite. Eu ce aș vrea să vă mai spun, că de exemplu față de Roman, unde în momentul în care veți adera la asociații dumneavoastră sau cetățenii români le au un avantaj în momentul de față, că scali oarecum tariful față din neamț. Aici a fost invers. Dar cât e tariful la neamț? 7... E mai mare decât al nostru cu 9 și ceva. 7,50, 6,70. La noi a fost... La Pașcani a fost o creștere de tarif cu aproape un leu. Bun, adevărul că ei țineau... Dar factura la populație n-a scos-o, pentru că ei se puneau foarte multe pierderi. În termeni reali, populația plătește mai puțin. Mai puțin. Acum, noi aici, și domnul primar, și domnul administrator, domnul Zanet, vă pot confirma, au trecut aproape 4 ani, 3 ani jumătate, cu bunii și cu relii, când au fost toate roz de la început. Dar noi am continuat, am preluat personalul de la Preservapa, l-am dotat așa cum trebuie, ne-am dotat, nu am încercat să menținem nivelul serviciilor. Făcut și din fondul propriu investiții. Am făcut peste 1 milion de euro investiții în anii ăștia, peste 1 milion de euro și aproape 2 milioane de lei investiții în birouri, în dotări, în mașini, în automatizări, în tot ce a trebuit. Facem în continuare, avem anul ăsta peste 3 milioane de lei planificat ca investiții, am dus apă la Blăgești, care nu se întâmplase de mult. Avem fondurile astea europene, la Blăgești, pregătim. Continuăm, am dus apă și continuăm la Blăgești. Dar încă sunt foarte multe de făcut. Ce probleme au avut pe care dumneavoastră nu le aveți și vă felicit aici, au avut probleme cu Consiliul. Dumneavoastră aveți două majoritatea calificate. Lor au avut data trecută când am, că altfel nu intram. Da. Acum nu mai are și are mari probleme cu adversare și cu... Bun, de fapt, Pașcanul nu a pierdut acum pe vremea domnului primar Pantaleon. 15 din 21. De fapt, Pașcanul nu a pierdut pe vremea dumneavoastră. De fapt, Pașcanul a pierdut acum
două mandate, cred că, când ați ratat postul din mediu. Atunci Pașcani a ratat și ar fi arătat situația cu totul altfel. Dar asta e. Partea executivă a fost convinsă că asta e soluția și a mers. Și domnul Axinti, domnul deputat Axinti, înainte, fostul viceprimar și domnul actual viceprimar și domnul primar au fost. E om de afaceri, știi ce înseamnă de economic și... Domnul primar vă poate confirma cum au funcționat toate lucrurile astea. Vă spuneam azi, venind în coace, în 30 mai undeva au dat o hotărâre. De la 1 iulie noi am început să operăm. În urmă, undeva din octombrie au reușit, au terminat, au finalizat stația de depurare și ne-au dat și stația de depurare. Adică există o perioadă de tranziție în care noi am sprijinit operatorul local să-și recupereze debitele, chiar dacă avem niște litigii cu el. Am acționat în interesul primăriei ca cetățenii să-și plătească, ne-am achitat. Noi avem creditul care pentru o parte. Distribuția de apă o aveți rezolvat în totalitate? Da, nu avem probleme. Și canalul? Canalizare mai sunt câteva astăzi, dar nu ceva semnificativ. Adică noi am avut fonduri. Sunteți avansați? Ați făcut-o, ați realizat-o pe fonduri, nu? Pe post. Au avut stații de epurare și canalizare. Ca aproape ca și dumneavoastră. Și dumneavoastră au făcut o stație de epurare modernă, dar pe ISPA și adopțiune. Nu. Bun, și așa, dacă nu sunt indiscret, decizia de a veni în Arsacis și cu asta? Păi nu. Una e, v-am zis, factorul economic, da. Acei 70 de bani care reprezintă, până la urmă, pentru fiecare cetățean în parte o economie, și de ce nu, și pentru autoritatea publică locală, pentru noi suntem consumatori. S-a reușit și finalizarea SMID-ului pe zona 2, zona Roman, cu managementul integrat al deșeurilor. Și acolo am reușit diminuarea prețurilor la 9 lei 90 undeva la 6 lei. Deci prețul lei, deci, e unul. Deci e unul din argumente prețul. Și punctul 2, anumite nemulțumiri pe care le avem în relația cu compania județeană Apaser, în sensul în care spunem noi e loc de mai bine. Lucru pe care l-am apreciat și l-am spus de la începutul discuției, faptul că la nivelul managementului există o anumită constanță, denotă și altceva. La compania județeană, la Paserv, s-au schimbat mai multe conduceri și e greu până vine ceva, până așează lucrurile. Deci există riscul de a crește prețul la... Păi deja păi, din câte am cunoștință, nu s-a crescut, s-a luat avizul de la ANRSC și ăsta e următorul pas. Clar. Deci, e clar că diferența argumentul va fi mai... Cert, e clar, da. Și da. Fără echipă. Deci următorul pas, la nivelul județului Neamț, va fi majorarea tarifului, ceea ce pentru noi... Nu putem accepta. Aveam presa locală aici să vreau să vă citați. Presa doar din... Vreau să vă citați pe post. Nu sunt mai de-a noștri. No, da, bine, dacă dintre colegii mei mai sunt întrebări sau discuții, Bogdan? Nu? De la presa, întrebări? Știu că la un dat spuneai că știi pe cineva din Pașcan și existau niște nemulțumiri. Da. De la Roman 24 din Roman sunt. Am vorbit ocazional în Roman cu locuitori de aici din zona Pașcanului și s-au plâns că apar foarte multe, n-au spus foarte multe, multe avarii pe final de săptămână. Au fost anii înainte. Păi, da. Am spus că am rezolvat problema aducțiunii, am rezolvat problema iepurării și avem probleme pe distribuție. Conductele foarte, foarte vechi și apar avarii. Am avut avarii și pe coloana de alimentare. Am reglementat acolo, am reușit să stabilizăm. S-a reușit totuși să se... Și acum da. Pe Poim intră da. Locurarea... Orașul intră pe... Și extindere de canalizare. Okay. Extindere de canalizare. Și acum mai avem satul Câștești Cărnaș. Nu vă ascund că... Nu toată lumea ne-a dorit aici, din vari motive. Astea vă las la imaginația dumneavoastră,
motivele. Deci ești la Roma. Și la unul o fie aceeași situație. Exact. Dar să știți că eu mulțumesc lui Dumnezeu că, de exemplu, de aceste sărbători chiar n-am avut nicio avarie, fiindcă chiar ar fi spus, domnule, le-am planificat. Niciun coleg de-al meu nu-și dorește să lucreze sâmbăta sau duminica, eu nici atât, nici să-i plătești, că vorbeam cu domnul primar, că legea salarizării te obligă să-i plătești dublu, să-i dai liber, să faci altceva. Vă arăt, dacă vreți, niște poze, ce înseamnă mobilizare pe conducta de aducțiune la Pașcani, ci utilaje, ci oameni, ori întregi, câteodată o zi jumate, nimeni nu-și dorește așa ceva. Dar lucrurile astea se întâmplă. Nu... La Roman sunteți serviciu are secții, zona este zona Roman, de servește municipiul Roman și comunele limitrofe. Să-i spuneți domnului primar că i-am explicat cum ne-am organizat aici, am creat o secție la nivelul Pașcanului care are absolut tot ce trebuie. Un coleg de-al meu, Tibi, nu ești, dar l-am chemat tocmai să vină încoace. Și aș vrea să-l las pe domnul primar să vă spună cum răspunde. E exportatul. Nu, este încă în funcțiune. Dar la colaborare cu primăria, asta este. Dar domnul primar vă poate spune dacă exista un moment în care eu a apelat... Am glumit când am spus. Am o rugăminte, Claudia Matei de la Primăria Roman. Dacă puteți să ne spuneți din experiență ce înseamnă ca și calcul diferența între un apometru cu telecitire, costurile pe care le-au plătit cetățenii și un branșament pe orizontală. Nu avem adică... telecitire noi. A. Nu aveți încă? Nu. Au vrut să facă la domnul ăla intenția fost. Apometru este același cost ca un apometru aproximativ același cost ca un apometru normal, numai modul. Că trebuie să ai posibilitatea să poți să-i conectezi un modul. Modulul ăla costă vreo 60 de euro. Suplimentar, trebuie să vă gândiți că se pot monta, dar ele trebuie să fie și citite. Ca să le citesc, trebuie să am un aparat de citire care ajunge la 2000 și ceva de euro, iar acel aparat de citire, la rândul meu, trebuie să am prin un soft prin care să pot să îl import în tehnica mea de calcul, care și aici se mai duc la niște costuri, per global, așa, costă vreo aproape 200 de milioane. Dezavantajul este dacă te aude înainte de contor ghiu. Lucrul ăsta nu va rezolva. Lucrul ăsta nu va rezolva absolut nimic. Iar blanșamentul pe orizontal atunci ca să... Varianta optimă pentru cine își dorește cu tot din adinsul individualizare și singura care aduce beneficii. Dispar acele diferențe, nu se mai închide apa pentru neplată. Astea sunt cele două deziderate care le are un om când vrea individualizare. Și cu toate astea, domnișoara Mateu, știți că există 6, la nivelul Iașiului asociații ca exemple de bunii practici care funcționează excelent de ani de zile. De exemplu, vă dau pe domnul Chirleșa, care e o asociație profesor la universitate, care a făcut o ordine sub solul unui bloc de 8 nivele în Cug la noi, 2000. De prin 2000, în scala, așa, parcă-s la expoziția apometrii, dacă unul nu plătește, el se duce, îl închide. Omul nu discută, n-are tată, n-are mamă. Adică este exemplu încă o dată dovada că omul sfințește, dacă omul e gospodar. Nu mai întreb, o să vreau să întreb, Bogdan, zi-mi un pic, noi prin programul ăla știu că s-au luat 15.000 de apometri. Nu, s-au luat 12.000 tot în județ. Noi avem 5.000. Avem soft, avem tot. Care unde sunt? La case sau și la bloc? La case. Numai la case? Și la bloc sau la asociație. Deci contorul general sunt de domeniu public sau la case? Am înțeles. Domeniu privat. Dar în marea majoritate unde am făcut noi pe fiecare scară sau contorul general? Contorul general, sunt putem citire și la case la... Am înțeles. Deci la case aveți telecitire? Da, da. A fost acel proiect finanțare europeană și din economie. Nu, luat din economie. Luate din economie. Noi costuri de ulterioritate, acum sunt noi. Da. Când încep bateriile, când nu e așa. Deci ele sunt montate în 2015. Costurile de exploatare vor fi, de asta noi nu. Nu le încurajează. El e șeful secției IES. Am înțeles. Da, în calitate de consilier astăzi. Consilier local. Poate și mă rog, da. Dumne director, dacă nu vă dau apă, dacă se pune problema, ca apa serv, să ceară niște bani
drept despăgubire sau cota parte a romanului din investițiile pe care le-a făcut la roman. Apa Vital este dispusă să suporte pentru o parte ce? Din... Pentru ce? Partea proporțională lui roman este normal ca Apa Ser, o dată ce nu mai are clienți acolo, să fie recompensată. Și cred că noi care vom exploata va trebui să recompensăm de partea. Deci alte despăgubiri nu putem noi să plătim. Nu, în principiu nici nu au ce să ceară altceva, pe practic. Bun, aici a fost discuție. De cerut, știți cum e? Bun, cerutul și totul e la mine. Sau cum e lui prost. Colegul nostru, șeful de aici, de la Pașcani. Bună ziua! Bună ziua! Și deci creșterea, domnul primar, pardon, scăderea de preț la roman va fi doar de 70 de bani? Păi, dacă plecați de la premisa că Apa Servu are în intenție majorarea tarifului și nu știm deocamdată la ce preț, cu siguranță diferența e mai mare. Și aici am să vă rog pe dumneavoastră să vă interesați la Apa Serv. Ce aviz au obținut de la ANS? Eu atât am o informație că au obținut un aviz pentru majorarea tarifului, dar nu știu la ce valoare. Și atunci, pe cale de consecință, vom ști care va fi diferența. Mulțumesc. Există implicații pentru cetățeni că ar trebui să schimbe apometrele alea din casă? Nu. Deci pentru ei nu se schimbă. Nu, pentru ei absolut nimic, decât furnizorul pe factură apare altcineva. Dar se vor încheia contracte individuale? Da, contracte individuale cu cei care sunt la case, cei care sunt la condominii și nu au forme alternative, va fi încheiat contractul ori cu asociația, sau dacă sunt, și știu că sunt câteva scări de bloc care au individual pe orizontală, se va face acea convenție. Deci asta, sistemul convenției, da. E cu contracte individuale sau nu? E deci convenția înseamnă contract cu asociația, cu facturare individuală. Și cu contract, convenții ca un fel de contract subsecvent, lor, pentru fiecare, pe baza care se face facturare individuală, să face plată individuală și oprirea apei sau recuperarea prin instanță individuală. Da, de ce mai intră asociația în discuția? Păi, apare diferența dintre contorul general, dacă sunt probleme și, de exemplu, dacă asociația nu repară undeva pe casa scării și curge apa e organul reprezentativ a unui condominiu. Deci trebuie să existe o formă juridică la nivelul condominiului de reprezentare. Și aici spun, poate să fie asociație de bloc, de exemplu, 28, da, de pe Anton Pan, unde la nivelul blocului... Asta aș înțelege. Dacă asociația ar fi, de exemplu, pe o scară, se încheie doar la nivelul... Dacă asociația ține însă patru blocuri și are un contor general pentru patru blocuri... Nu. Ce mai are bloc? Nu. Fiecare bloc... Fiecare scară. Da. Deci, la nivelul romanului, mai sunt puține blocuri la care nu este contorizată fiecare scară. Deci, cred eu că 90% din blocuri sunt contorizate la nivelul fiecărei scări. Deci noi practic, pași s-au făcut în sensul ăsta. Ulterior, mai departe, e obligația proprietarilor ca din branșamentul de la limita de proprietate să ducă acea rețea interioară și să-și construiască... Noi avem la Iași, domnul primar, asociații care au 7, 8, 10 blocuri în administrare. Fiecare scară are contorul ei, care n-au avut, au făcut separări, chiar dacă avea blocul două scări, au făcut separări, scara A, scara B, și au factură individuală. Au factură individuală, fiindcă eu pot emite factură pe fiecare contor, pe fiecare index, fără nicio problemă. Tocmai în ideea de a-i da cetățeanului certitudinea că plătește doar ceea ce consumă. Și să nu iasă discuții între scări, între... Încă o întrebare am. De exemplu, la nivelul unei scări, există doi cetățeni, trei sau doi, trei, patru, cinci proprietari sau unul singur, care are puterea financiară să-și tragă acea conductă individuală. Aveți 7, 8, 10 nu pot sau nu au resurse atunci. Deci avem și situația asta în care numai unul scară îl vine înainte de contorul general și are contract individual fără nicio diferență. Am înțeles. Și ulterior, dacă vrea cineva să se branșeze acolo... Din această cauză impunem un distribuitor în general pentru ca... Toate apartamentele care există în acea scară. Dar distribuitorul unde îl impuneți? Jos la căminul de branșament. Păi nu, deja acolo înainte nu mai unde. Nu. Ba da, există loc pentru 20 de contori. Spune altfel, dacă cineva își trage o conductă, cum e conducta de gaz,
pe scară, da. Și unul sigur își trage apometru. Am înțeles, am înțeles. Unde vorbim pe care îl facturați? Da. Ăla de jos din căminul de apometru sau pe ăla a omului de la ușă? Dar nu, că la omului de la ușă e tot jos. La jos. Da, jos. Dar dacă sunt doi. Dacă nu, da, sunt două. Dar nu, domnul primar spune, contorul să fie la ușă. Ca nu, deci să fie, nu, am înțeles, nu avem situația asta, dar... Nu, nu, dar ipotetic, adică trebuie să o gândim, pentru că trebuie la un dat să încurajăm genul ăsta de branșamente pe orizontală. Am înțeles. Da? Deci dăm voie 1, 2, 3, 5, care vor. Se trage o conductă generală și aia să fie obligația pentru proprietar, coloana să fie trasă până sus. Și, sigur, branșamentul din, sau din branșament să se pună contorul, cel cu telecitire sau ce-o fi el, plus să fie și branșament pe orizontal. Nu presa că legea spune ori toți ori niciunul. Păi asta spun, toți, eu știu că legea spune la orizontală. Dar la branșament individual, dacă vine singur... Da, branșamentul individual trebuie să le iei din cămin din jos. Da, exact. Am avut situația asta în Pașcan, la domnul Dumea, dacă îți aduce aminte, unde au făcut 5 sau 6, exact ce spuneți branșament, ce spune domnul primar, branșament individual din distribuitor, restul au rămas pe contorul de la orizontală. Restul, magazin înseamnă sau spațiu comercial de la parter, plus ceilalți. Noi am dori, cum e conducta de gaz și fiecare om are la ușă. Păi nu puteți, fiindcă legea la ușă, cămilă, legea spune ori branșament orizontal, cu o coloană, cum spune domnul primar, mergi prin planșeu, duci orizontal, ori... Ce cred că putem face cu, mă rog, zic, cu adaptarea legii, pe noua coloană care e pe casa scării, contor general, lângă contorul care rămân la ceilalți cămilă, un singur contract cu unul dintre ei, dacă doi, trei, urmând ca în momentul când au tot, atunci să treci. Dar tot ăștia care, înțeles, care vin pe coloana nouă, sunt de obicei cei mai serioși care el acolo, am putea adapta. Nu, dar eu la un dat, noi am făcut și așa. 4-5, eu trebuie la un dat să-i împart factura, cum o împart? Cât ai tu, cât am eu. Dacă fac contract numai cu unul, da, dar el transformă în administrator. Îl faci de administrator, da. Deci cineva trebuie să-și asume responsabilitatea eventualelor pierderi, cum se redistribuie în condomeniu. Deci dacă se poate branșa unul singur, face contract el și după aceea face distribuția cu convenții. Deci pe convenții. Între ei. Între ei. Dar Apavitalul nu mai poate interveni, adică el nu face decât la unul. La unul, da. Exact. Deci contractul este pe o singură persoană sau asociație. Și asta așa prevede legislația. Sau asociație. Dar nu a gândit treaba asta, că putea să o... Păi nu, eu din câte știu... Eu trăgeam ca bani, trăgeam toată conducta, mă conectam, mă vinea vecinul, îmi dădea și eu pot să fac. Eu așa la 200 la centrală. Dar ar trebui să modifice 241 și 51, nu legea asociațiilor, că în astea două legi. Totuși a dat 4 posibilități. Așa cum e acum, cu convenții, cu casa scării, cu citiri la distanță, cu contact individual până jos. Roma nu are o problemă. Sunt foarte multe apartamente goale. Și de aceea nu se pot lua uneori decizii la nivelul unor condominii. Pentru că n-ai cu cine. Am scări întregi unde sunt locuite două, trei apartamente. Și atunci, ce fac? Aștept vara când vine la casă. Unul vine în iulie, unul vine în august. Niciodată n-am spus să-i găsesc pe toți ca să pot să rezolv problema asta. Contorizare pe orizontal, rămân debranșați cei din apartamentele nelocuit, iar ulterior când vin se branșează și ei. Deci să găsesc. Mai face și compromisul ăsta. Nu mergem până la... Interesul este să nu avem nici noi probleme. Că dacă nu închid apa la un bloc pentru doi servici care îți plecați sau nu știu ce, pe noi ne înjură lumea. Mai e un lucru. Și eu stau la bloc, dar aceste rețele noi, am eliminat pierderile pe care le-am pe... Da? Și ăsta e un obiectiv. Da. S-au evoluat foarte mult în ultimul timp, parte de ce erau acum 10-15 ani. Și oamenii au înțeles, vorbesc nu numai la Pașcani, la noi la aici. Noi nu avem probleme de încasare, deci noi de până, nici în Pașcani, până 2000, noi nu mai avem probleme. În Verdun ne impunea să încasăm, să avem neîncasată 30% și eu acum n-am 1% neîncasată în contract. Sunt luni când iau din anul trecut care mai trebuie. Deci aveam contracte individuale, mă iertați, aveam contracte individuale, dar încasările erau 55-60%. Am înțeles. Deci aveam contracte individuale.
N-a dat niciodată judecată. Acum a dat judecată fost operator. Din sărbătorile astea aveam o situație cu la o asociație unde au datorii foarte mari și domnul primar m-a sunat și a zis, domnule, e normal, e creștinește să aibă oamenii sărbătorile și după aia. Și vă rog să mă credeți, fără nicio discuție, nicio problemă, în 4 ore, cred că în 3 ore au avut apă și vor avea apă, cred că și săptămâna asta, după care încercăm din nou să avem discuții, cu toate că au datorii din 23-24 de mii de lei, ceva din cetățenii de acolo. Da, nu cetățenii de acolo, fostul lor reprezentant, da? Adică, cum spunea domnul Toma, interesul nostru e să avem o relație bună și corectă. Important e să se dorească, să se dorească, dacă se dorește, lucrurile se rezolvă, nu există. Să nu fie voi cum, știu, cu două asociații, parcă, probleme, două, câte aveți noi mai cu vreo, două, trei? Au, da, spuneați dumneavoastră cu dimensiuni. Alea mici, nu avem nicio problemă în Iași, vorbesc în oraș și aici. Mai la nivel de scară chiar nu sunt probleme. Da, păi, de să înțeleg. Și eu, dacă ar fi, aș recomanda mai mult sub forma asta, dar cineva trebuie să acolo unde avem câte 20 de blocuri, sigur că acolo e o problemă. Și timpul și la loci către asociații. Vă dați seama, unde sunt numai două scări, tot apar discuții. Da, unde sunt câte 400-500 de apartamente. Aveți asociații așa de mari? Da, 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 da. Mie de la o asociație e 20-25 de mii. Păi dacă aveți 80 în tot romanul, noi avem 1.800 în Iași. Nu? Cam atât. Da. Oricum, e un proces cu o dinamică nu imediată. 4 ani în Pașcani au dus la individualizarea consumurilor la unul din 6 apartamente. 1-5 chiar se duce. Deci chiar începe, chiar începe. Da. Vă dați seama că toți vor, până la urmă, să fie separați, da, pe asta este obiectivul. Deci, zis, noi la Roman am urmărit într-o primă etapă separarea pe scări, după care venind, am pregătit, practic, pasul următor, dacă ai pasul următor, de acum ai intrat cineva proprietar. Da, da. Intuiesc un avantaj. Noi am venit, până acolo am venit. Intuiesc pentru Roman un avantaj foarte mare, că are organizat condominiul sub forma asociației. Și poate asociația să gestioneze aceste separări mult mai ușor decât cineva care nu își asumă răspunderea să-i reprezintă. Aici aveți un avantaj. Puteți mai administrator în comunitate. Ați zis că în Iași nu avem o solicitare de separare. În Iași funcționa pe bine asociația. Noi ne așteptam după ce a fost legea că o să fie un val. Și spații comun. O cheltuială care zice la ce s-o face. Da. Dacă noi funcționăm... În momentul în care nu mai există pierderi și nu... Sau da, nu mai e nevoie. Acolo apar cel mai mari discuții, acolo apar pe pierderi. Sau pe neplata, adică... Închiderea unui bloc, pentru... Nu sunt probleme. Dar unde îți vreau plate și... Acolo, acolo. Nu mai avem problema asta, iar pierderile făcând și dumnealor... Că sunt locuri mai vechi sau le-au înlocuit, da, instalațiile, astea mai noi, n-au probleme. Da. Nu. Și atunci, dacă nu este aceasta, da, ce faci sau... La pierde, sau... Păi nu, dacă nu sunt problemele astea, nu mai este necesitatea. Da. Da. Am înțeles. Domnule primar, noi vă mulțumim mult pentru timpul acordat, pentru informații. Vă așteptăm cât mai repede să decidem. Păi e membru ASACE și e membru Comitetul Director. Da. Consiliul Director. Am înțeles. Noi aici avem niște pași de făcut. Vă dăm funcții și mai mari. Dacă vine Romanul, cu siguranță domnul primar va deveni și sunt membru Consiliul Director, că nu e... Devine al doilea municipiu acum, gata. Alsacis este o ANI? Nu a fost. Alsacis este o ANI? Da, înseamnă Asociația Regională a Serviciilor de Apă, Canal Iași. Da. Așa i s-a spus de la început la Alsacis. Adică inițiale. Asociația Regională a Serviciilor de Apă. Da, dar e o asociație de dezvoltare. E un ADI. Cum e? Dacă noi am făcut ADI înainte de a apărea legea în 2005, după aceea, apărând regulamentul ei, a trebuit să o adaptăm. Eu vreau să ies de acolo. Da. Și condițiile cu ablătă. Bun, ideea e că noi și suntem lucrurile asta. Adică au venit Sagna la noi, au venit, suntem bolieni. Eu cu 200 metri din conducție să nu. Acum 100 de ani, ca investiție pe la Săboan, se părțea apartamentul și Iași.
da. Da, făcut cu aceeași investiții. Da, avem și conducta de atunci. Și ăștia avem și conducta de la Moldova. La de acolo, de la... La noi, la asta. Deci la noi, de mapă. Comercială. Ceva genul ăsta avem pe strada Ștefan cel Mare, la fosta primării, sediul vechi al primării, acolo trebuie să mergem pe jos, că nu avem cum parca. E pe bulevardul principal. Dar este identic pe partea de tehnic, unde vin pentru branșament, racord, reclamații cu geapa, impresiunii acolo, dacă nu vor să dea prin call center, să duc au direct acolo. De a direct. Da, și aici, în antecameră, să primesc documentațiile pentru contracte, contract, iar în spate sunt colegii care le lucrează. Da, și ei le trimit la Iași, noi le prelucrăm, să iei la ei aici. Noi suntem direcții, el e direcția operațională, partea de operare, și aici e direcția comercială, directorul comercial. Noi le-am, sectoarele de pe operare le-am făcut sectoare pe comercial. În general citim de la Iași, nu mergem pe cei din sate, pentru că... Da. Acum un an jumate am schimbat organigrama în sensul că noi eram geografic organizați. Și am preferat funcționalul în detrimentul geograficului. Am zis, domnule, n-are importanță că tu ești la Gorban sau la Răducăneni sau la Primarul Prutului, tu trebuie să fii funcțional, ții de direcția comercială, respecti procedurile de la comercial, ții de operațional, nu mă interesează geografic ești în altă parte, că în ziua de azi, e-mailul, internetul, stația de epurare de la Pașcani nu e operată de el. El are numai partea de canalizare, distribuții și branșament de racorduri. Stația de epurare și captarea de la Moțca o are secția captare pentru captare-tratare, pentru Moțca și epurarea este secția epurări, care are toate epurările din județ. Și acum încercăm să le aducem prin scada toate la Iași, tehnologul de la Iași, deci nu am specialiști în tehnologie în toate... Am făcut un alt lucru, am constatat că aveam foarte multe stații de epurare și specialiști nu erau locali, de exemplu, nu că nu la Pașcani, la Pașcani chiar sunt, chiar avem, slavă Domnului, eu ies la pensie, dar au mai crescut copii. Dar în județ, în localități mici, în rural, nu era. Și atunci am creat două secții la nivelul Iașului, acum un an jumate, doi ani în vara asta de acum, o secție tratare, o secție epurare. Avem personal acolo, avem doctori, ingineri, oameni foarte bine pregătiți, care coordonează activitatea pe toată și dau pur și simplu consultanță și nu mai este în grija șefului de aici, cum era Tib, era șeful de la Hârlău. Săracul, el n-avea nicio... Toată ziua avea grijă de parametrii de la epurare, nu înțelegea nimic, ce-i cu cianobacteria, ce-i face, clostridium, de ce dracu are, ce-i cu aia. El în loc să ocupe din lucrurile de zi cu zi, intra în procesele astea fine, de analize, de parametri, de aia. Și atunci toate astea s-au dus pe secția epurare, toate sunt la ea și le coordonează, primesc asistență, au nevoie. Așa și TV, dacă nu reușește să rezolve aici, și asta e ideea pe care vrem și la Roman să ne organizăm și să o multiplicăm, că văd că merge. Deci Tibi rezolvă tot ce poate el aici, dacă în momentul că nu poate rezolva ceva, oricând sună la Iași, orice utilaj la rece, ori de la târg, ori din magazie, de la târg, că vorbeam de magazie. Magazia noastră principală era la târg până acum 2 ani, 3 ani, de când am venit Pașcaniu, Pașcaniu a crescut ca centru de greutate și deja e tot mai mare, el are aici absolut tot ce îi trebuie. Doar dacă îi trebuie vidanj în plus, sau un camion, sună la ea și primește oricând. Am înțeles, ca să suplimentezi în cazul în care nu se face față cu ce. Când s-a stricat reductorul și a avut 20 de avarii, a venit de la Timișești, de la târgul. Sau s-a ars un transformator. M-a sunat imediat, am sunat, am văzut mă de unde găsim un transformator, avem unul pe stoc, nu, cumpărăm unul, ce facem, îl schimbăm. Adică are sprijin, până la nivelul lui are putere de decizie și după care apelează unde consideră că e nevoie, da.